Șor a fost foarte drăguț. În prima seară el a încercat să-mi explice istoria lui cu furtul miliardului, unde era mult securitate și care m-au dezbrăcat și m-au verificat și lucrurile personale și ce am uh -huh. sub haine. Ca pe m-au urcat într-o mașină de lux, chiar din avion, deci eu nu am trecut în rând cu toată lumea muritoare. La șor cât ați stat în casă? Câteva ore în prima seară, a doua zi, noi ne-am întâlnit într-un business centru uh, aflat pe coasta Mării. A recunoscut, șor, că este ajutat de Federația Rusă? Da. Zicea direct asta, da? Da. Da. Uh, dar din colaborarea lui ca agent sub acoperire l-am văzut foarte zgârcit, <laughs> să știți. El zicea că v-a dat 1,45 de milioane de euro. Mie, personal, mi-a dat doar Nesterovski acești bani. Acest Bria, el va asculta toate discuțiile cu ceilalți membri ai lui? Doar pe Bria, nu pe alte aplicații, pentru că el o considera securizată să nu fim interceptați de cineva. Sunt alegerile anticipate pe care el uh, era sigur că le va provoca prin intermediul Curții Constituționale. El atunci, Aha. la moment, M-a asigurat că deja el are suficient de voturi în curtea constituțională. Trebuia să faceți partid, și în acest partid să luați din pas, să rupeți din da. pas și să aveți un. Nu să rup, el să-mi trimite. Eu eram asigurată de o fracțiune parlamentară, asta cât sunt. 5 sau 7. Cum s-a comportat șor? Care mereu mă, mă, mă deorgăiau. Astăzi, la raport este ex-deputata Arina Spătaru, cea care a cerut dreptul la replică pentru un interviu pe care l-am avut aici cu Dragoș Galbor acum câteva săptămâni. Dar, pentru ca să nu fie doar dreptul la replică, am hotărât să facem totuși un interviu amplu, pentru că, îndeoseb după septembrie, atunci când Ați anunțat despre participarea la acea investigație privind finanțările ilegale ale lui inclusiv cu vizita dumneavoastră în Israel, la dânsul acasă, ați mai fost și agent sub acoperire. Mi-am setat încă de atunci câteva întrebări în subconștient, acum avem ocazia să discutăm despre ele, dar până atunci propun să trecem la dreptul la replică. Dacă nu aveți secvențele unde s-a referit Dragoș la dumneavoastră, eu mi le-am scris aici exact cum le-a spus, eu pot să le citesc, după asta dumneavoastră comentați. Așadar, Dragoș Galbur spunea așa, citez, Arena Spătar a fost prinsă cu bani de la șor și ca să iasă basma curată, a avut înțelegerea cu Procuratura Anticorupție să-și construiască o legendă precum că ea este agent sub acoperire. Deci Dragoș Galbur spune asta. Dumneavoastră ce comentați? Este fals. Și pentru asta m-am adresat deja poliției și mă voi adresa și în judecată, pentru că, Dragoș probabil că a pierdut simțul de realitate. Eu înțeleg că a fost o investigație destul de serioasă. Eu înțeleg că nu tare multă informație a apărut în spațiu public pentru că este un secret de anchetă. Și să vă zic cu încredere că și acum mai merg și mai merg și mai dau da mărturii pe baza la toate materialele colectate în acest proces. Dar înțeleg că Dragoș probabil că mintea lui de bălțean nu poate ruguma acest subiect. Eu înțeleg că este o investigație a secolului, este un, un exemplu fără de precedent. Iar dacă Dragoș are întrebări, poate să se adreseze că s-a că este bălțean ca și mine n-am să-i permit să-mi atace familia și să mă înjosească, să, să debiteze de în adresa mea. Ori, Dragoș, dacă este cetățeanul Republicii Moldova, ar trebui să aibă încredere în primul rând în șefa anticorupție. Ori șefa anticorupție cu toți procurorii închetătorii de acolo și procurorul interimar care a vorbit în plenul Parlamentului despre acest subiect, sunt reprezentanții oficiale statului și nu am auzit niciodată că în raport cu cineva să existe așa uh, uh, soluții confortabile de a te prinde cu saci de bani și de a-ți crea o istorie atât de frumoasă. Da, și a doua remarcă făcută de Dragoș era așa. Uh, am avut oameni de la Sângerei, bălți pe care i-a cumpărat Darina Spătaru cu proiectul ei ALDE. Ea le spunea la toți că sunt bani americani. Comentați, vă rog. Deci atunci când a venit la mine Nesterovski cu bani, eu am scris un denunț la CNA. Eu îl îndemn pe Dragoș să se adreseze la CNA, iată, exact cu aceste propoziții. Pentru că, dacă el pretinde că am cumpărat pe cineva, este penal să se adreseze și cu certuni eu voi suferi niște uh, pedepse. Uh, ori dacă el, ca polician tânăr, încearcă să rămână la nivel de discuție și presupune, atunci să rămân acolo. Dar, repet, încă o dată, nu-i voi permite lui Dragoș să mă atace și să mă murdărească. Să meargă ca și mine, cu, auto, cu denunț, cu dovezi, să ajute organele competente să colecteze aceste dovezi și să demonstreze că eu am făcut acest lucru. Ori. Altfel, rămâne Dragoș cumva doar cu discuții și nu nu-i stă bine acestui domn care probabil că vrea o carieră politică. Alexandru Burduja a fost membru PNM partidului Dragoș la Bălți, apoi a venit la dumneavoastră. Alexandru, ca și Cum alți colegi de-a lui Dragoș, au plecat dezamăgiți nu în, în mine sau cumpărați de mine Au plecat dezamăgiți de liderul lor de la Bălți care, într-un timp foarte scurt, și-a schimbat din nou, nu mai țin mintea câte oară, preferința politică Uh, din motivele acestea, Alexandru uh, și ceilalți care au mai plecat, uh, au plecat de acolo, de la Dragoș. Uh, eu nu am de gând să spăl îngeria lui Dragoș, colegilor lui, dar noi de la bun început am anunțat că ALDE este un partid uh, sincer, uh, deschis pentru toată lumea. Uh, noi nu am pus filtre, pentru că s-a demonstrat deja că filtrele sunt niște fariseizme, niște întorsături de PR politic. Noi am oferit oamenilor tuturor oportunitatea să se implice în Aude. Iar pentru că avem o disciplină foarte serioasă, rigidă în partid, uh, mulți deja și-au plecat, pentru că au înțeles că aici lucrurile sunt foarte serioase. Nu i-ați ademenit cu bani nu. acești deci oameni? Nu. Nici cu salarii? Nici cu salarii. Uh, Adrian Culai, secretar general al partidului, a fost anterior la CUB. Așa. El cum a venit la dumneavoastră în partid? Eu cred că Adrian ar putea explica situația și ați putea să întrebați și pe fostul șef de partid de care a făcut tot posibil ca lumea să plece din partide. Asta e tot. Noi de ce și ne numim Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa? Pentru că noi am înțeles că există foarte mulți oameni decepționați de liderii lor, de uh, strategiile de dezvoltare acestor partide, de apucăturile acestor lideri, oameni cu viziuni pro-europene, oameni cu viziuni liberale, democrate. Iată de ce am decis să adunăm pe platforma partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru într-o Europa, toată lumea dezamăgită în ceilalți pro-europeni, gata să-și resuflece mânicele, să-și pună numărul și să contribuie la dezvoltarea unei societăți democratice, așa cum ne dorim noi, europeni. Bun, dreptul la replică până aici Punct. a fost. Da. Începem interviul propriu-zis. Aș vrea să încep de la septembrie, de la acea conferință sau briefing pe care l-ați făcut dumneavoastră, unde ați anunțat tot ce s-a întâmplat în acele câteva luni, cu vizita în Israel și așa mai departe. Pe mine mă interesează un aspect. Când a început, totuși, discuțiile dintre dumneavoastră și Ilan Shor sau echipa lui Ilan Shor, pentru că el spune că întâi dumneavoastră l-ați căutat. Nu l-am căutat. Persoane terțe. Nu l-am căutat. De ce ar trebui să-l caut eu pe când înșură? a început această discuție Să nu uitați că eu vin din uh, spiritul protestatar care a fost organizat încă în 2015 de platforma DA și care am cerut și care, de fapt, noi până acum cerem unii miliarduri. Pentru că de, a, de acolo s-a tras toată nevoia și toată problema de pe atunci. Uh, nu l-am căutat pe Șor. Șor m-a căutat pe mine prin interpusul său Alexandr Nesterovski. Asta când în... Uh... Prima încercare a fost încă anul trecut prin decembrie, dar atunci, la momentul eu aveam o problemă de familie, mămica mea era foarte bolnavă și Nesterovski a înțeles că ar trebui să mă lase și a revenit după ce deja eu la Bălți am organizat un forum al bălțenilor nemulțumiți de metodologia lui Spânu. Am organizat acolo și mai multe proteste. Probabil cum au văzut că eu am ieșit din zona de... De, de plângerea mamei, a înțeles că eu sunt gata și prin martie a început intensiv să mă viziteze și să insiste să vorbesc ușor la telefon. Ok. În martie a început așa mai mai apăsat. Mai intensiv, mai, intensiv. mai regulat, mai, mai cu text deschis, uh -huh. venind deja la mine la serviciu, venind acasă. Da spuneți că... Umbla după dumneavoastră prin supermarketuri și așa. Da. Atunci păi, era perioada asta. A, da, da. Deci el încerca orice modalitate să mă întâlnească, pentru că uh, eu înțeleg toți oamenii uh, care au fost abordați de ei, pentru că eu sunt sigur că au mai fost abordați politicieni, uh, activiști, consilieri locali, primari, eu înțeleg. Și eu înțeleg foarte bine că ei foarte bine sunt școliți și știu cum să o facă, ce timp să-l lase la dispoziție, cum să te măgulească, cum să te convingă că ești cel mai bun, cu ce metode să, să te facă încrezător că este anume proiectul care de care ai nevoie. Dar a, șefa de la anticorupție, Drăgălin, zicea despre acele cumulat 55.000 de euro sau dolari pe care vi le-a dat. 50.000. 50 de, dolari, 100 de mii și 600.000 de, de lei, lei. Da, da. Asta când s-a întâmplat? Asta s-a întâmplat deja în luna mai, după vizita după mea. După discuțiile cu Sor. După vizita mea în Israel. Uh -huh. Când ei erau conștienți deja că merge planul într-un fel sau. Da, când ei când șor s-a gândit. Plan. Da, când șor s-a gândit că eu sunt pregătită să accept oferta lui. Uh -huh. Atunci vizita la șor a fost în Aprilie? Nu, în mai. În mai. Denunțul la procuratură a fost în aprilie? Pe 14 aprilie. După ce îmbla Nesterovski, după da. dumneavoastră. eu de fapt l-am denunțat pe Nesterovski, ca să fie foarte clar. Eu nu cred că este normal într-un stat democratic un deputat al Parlamentului să umble, să atragă politicieni în scheme de corupere și în scheme de Constituire de așa zise partide politice care să-l aducă pe un fugar, pe un oligarh la putere. În momentul în care v-ați dus deja în Israel, am văzut reacția de la SIS și Procuratura anticorupție că în momentul ăla nu erați agent sub acoperire. Erați într-o conlucrare cu serviciile. noi. Eram, eram martor, cheie, eram denunțătorul care m-am adresat la CNA și care am ajutat anchetatorii uh, CNA să colecteze informație pentru a demonstra intențiile lui Șor, pentru a demonstra întreaga schemă, rețeaua, cum el atrage polițieni, cum îi aduce în Israel. Și asta, atenție, a fost punctul cel mai important. Pentru că să fiecare om înțelege că Șor, în Republica Moldova, nu este. Cum poți să-l aduci aici? Demonstrând că el are, face niște ilegalități în Israel. Pentru că să nu uităm că Șor, și am văzut asta personal, este un om destul de bine stabilit în Israel. Și statul Israel nu așa ușor extradează cetățenii lui. Da, Scopul anchetei a fost ca noi să demonstrăm că anume Shor aflându-se în Israel, folosește toate pârghiile de a finanța ilegal partide în Republica Moldova. Și prezența mea în Israel a fost una din dovezi că șor finanțează partide politice aflându-se pe teritoriul Israel. Mai mult decât atât eu trebuiam să demonstrez, atenție, că Nesterovski este parte a formulei lui Șor. Pentru că atunci când am fost acolo, l-am văzut personal pe Nesterovski în biroul lui Șor, care se împărtășau cu planurile pe viitor. Deci, uh -huh. este foarte ușor dacă să revin la Dragoș Galbur, să ieși la un podcast, într-un live, și să debitezi o minciună, și este foarte complicat să demonstrezi marea corupție politică. Și atâta timp când noi am izbutit, eu cred că lucrurile s-au aranjat bine. Cel mai important este că toată informația pe care eu vă spun a fost la fel spusă pe atunci, exact ca și acum. Detalii nu pot să vă zic, dar este cert un lucru, că aflându-mă în Israel, Împreună cu soțul meu, care este tot martor pe acest dus dosar. împreună, da? Da. Asta era foarte important, pentru că eu conștientizam... Dar conștientizeam... el a intrat în casă la șor. <coughs> da, noi am stat la o masă, am luat cina. Cu șor împreună și alături de șor cine mai era? Nesterovski și încă cine? Nu, Nesterovski era doar în cabinetul lui. Noi pe urmă Anticamere. am plecat. Nu, în cabinet. Ah. Noi, cine am luat-o la el acasă? Mhm. Uh -huh. Da, în momentul în care v-ați dus, el va organiza drumul achitând toate serviciile. Aici, din păcate, nu pot să vă zic mai mult pentru că este secret de anchetă. El s-a oferit să vă organizeze tot, tot drumul. A, mie mi este foarte complicat să vă zic, pentru că astăzi anchetatorii de la care am cerut permisiunea să particip la acest podcast, am presupus că o să mă întrebați. Este secret de anchetă, și desigur, atunci când acest dosar va ajunge în judecată, eu voi răspunde cu mare lux de amănunt toate detaliile. Deocamdată este un lucru pe care eu nu pot să-l spun la moment. Uh -huh. În acest zbor spre Israel au mai fost politicieni de la noi pe care el încerca. În perioadă, deci eu am plecat cu soțul meu separat, uh, Șor se preocupa să-i aducă pe toți și în perioada când am fost toți eu cine? acolo, Bolea? pe toți ăștia cu care el a decis să conlucreze. Uh, deci în perioada când am fost eu, l-am văzut personal pe Nesterovski la a un birou, ne-am schimbat cu niște replici, ne-am salutat și Nesterovski a plecat. El nu a asistat la discuția noastră în continuare cu șor. Dar știu din media că pe atunci au mai fost și alții probabil că bolea. Probabil că bolea. Mm -hmm. Nu pot să spun mai multe, dar au mai fost pe atunci alții. Deci pe alt cale, prin... Prin alte surse, nu știu, prin, prin alte avioane, cel puțin cu mine în avion nu a fost nimic. Doar voi, am înțeles. Spuneați că Veronica Drăgălin a fost personal la Bălți pentru acest caz. Când s-a întâmplat asta? Deja după vizită la. Da, după ce am fost în Israel și deja exista un probatoriu evident că ușor acolo. Mănuiește niște scheme de, de formare, de constituirea a unor partide. Deja atunci, noi am luat pentru că pentru mine era o situație mai puțin ordinară și nu cred că fiecare ar trece prin asta. Pentru mine era foarte important securitatea, viitorul meu și viitorul familiei mele. Uh, și desigur că dumneiei a venit și personal m-a încredințat că dacă voi continua această investigație și voi contribui și mă voi strădui să, să colectez toate informațiile, uh, m-a rugat că doar așa o să putem să deslegăm mâinile procuraturii ca să demonstreze uh, apartenența acestor grupuri infracționale, acestor așa zise partide, către schema lui Șor. Uh -huh. uh, o altă informație interesantă sau un detaliu așa interesant este că spuneți că nu au fost scurse informații cam printre punicile investigații, pentru da. că până acum se scurgeau toate informațiile pe Telegram în momentul în care peste două-trei zile se anunța despre ceva. Adică toți știau în interiorul lor. Așa s-a întâmplat cam cu toate perchezițiile. Oamenii aflau din timp, își strângeau, ascundeau toți banii, după asta veneau și percheziționau nimic. Acum ați spus că datorită faptului că foarte puțini oameni din sistem au cunoscut despre acest, această investigație, n-au fost scurgeri. Câți oameni cunoșteau din sistem și dacă ați avut poate, nu știu, mesaje directe, indirecte de a afla cineva informații de la dumneavoastră din sistem? Pentru că nu se știa, eu nu am avut situație când cineva a încercat să, să scrumulească. În primul rând au știut membrii familiei mele, dar în ei am avut încredere mereu. Și într-a doilea rând a știut anchetatorul CNA, a știut procuratorul, tura procurorul, probabil că știți judecătorul care, pentru că pentru orice activitate, juriștii, specialiști în domeniu, înțeleg despre ce vorbesc. Pentru orice activitate de investigație este necesar ordonanța procurorului, decizia judecătorului. Deci, judecătorul probabil că știa. Procurorul știa. Știa și doamna șef anticorupție, și, desigur, că în echipa noastră era și o reprezentantă a inteligenței, a organelor inteligente, așa se zice, la noi. Securitatea. Care era parte a acestei, acestei echipe, pentru că toate instituțiile acestea ele au niște instrumente separate, autonome. Și una fără alta nu poate exista. Asta, asta e, un, e un profil mai democratic, ca să anticipezi niște scheme, un factor uman, de exemplu, dacă de această investigație s-ar fi ocupat doar o persoană care avea la îndemână toate instrumentele și de colectarea și de. Deci mai multe, da? Era mai, exista riscul că această persoană să fie coruptă. La noi, în sistem, instituțiile sunt așa aranjate că una fără alta nu pot face niște acțiuni, una de alta depind, dar în ceea ce fac, iată, domeniul lor de responsabilitate, sunt destul de autonomi și responsabili. De fapt, e o bucătărie destul de interesantă. Chiar dacă am fost deputat în Parlament, eu nu am știut de aceste detalii. Acum am avut oportunitate. Deci, a fost așa. Reprezentantul Cinea, reprezentantul SIS și procuror. Uh -huh. Și, desigur, că deja a lor, pentru că e evident că șefii trebuie să fie la curent cu așa ceva. Am înțeles, totuși, un cerc restrâns. Da. Se discuta în momentul în care vorbeați cu Drăgălin despre faptul că ar exista riscul să fie scurgeri de informații. Da, da, asta a fost uh, prima mea frică. Ca să nu se scurgă informația și ca să nu uh, fie tratat situația incorrect, pentru că noi înțelegem foarte bine că Șor are resurse suficiente ca să angajeze foarte mult media, mulți păreriologi, mulți vloggeri și asta eu am demonstrat-o și în investigația mea dar de statul Republica Moldova, procuratura, șeful SIS, cine acolo, ei nu au atâtea instrumente. Și noi înțelegeam foarte bine că prima încercare va fi dacă va fi descoperită această schemă la moment, această investigație la moment. În primul rând o să dea peste cap toată munca care am făcut-o până acum și într-a doilea rând o să se încerce să se manipuleze cu cetățenii, să, să să, să șteargă urmele, să sperie uh, toți participanții la această schemă de corupere. Uh, pentru că aici, deci, ca să înțelegeți, în schema lui ușor, sunt toți, toți grămadă. <laughs> Acolo este un amalgam de uh, persoane reprezentați, începând de la oameni amărâți care, uh, pentru care activitatea în schema lui ușor. Nu vorbesc doar de partidul ușor. Uh, pot să vă asigur că când era vorba de un protest de, făcut de un alt partid, tot veneau oamenii așa ziși angajați de șor ei deja știau că iată pe data cu tare trebuie să merge acolo vei primi așa bani, deci era o structură bine preferiți? dezvoltată. Nu pot să zic mai multe detalii, pot să zic un lucru că la moment când am intrat eu în esență um, șor a creat un, o structură foarte bine uh, pusă la punct uh, în Republica Moldova care pe atunci era evident că poate să-și schimbe doar denumirea, fațada, dar însăși toate procesele organizaționale, manageriale, de primirea banii, de distribuție, de cadre, de jurnaliști, de oameni amărâți care merg la protest pentru bani, de activiști civici, de experți, absolut totul deja era atunci pus la punct, bine organizat, astfel încât doar se așteptau alegerile. Cam asta -i. Am înțeles acum și revenim la acest aspect. Aș vrea doar să vă mai întreb despre acest nume, Victoria Bogată, da? Sau cum, așa, da. ați fost agent da. sub acoperire. Da. Cu ce v-a ajutat asta și cine a luat această decizie? Plus, dacă ați avut garanții de securitate în momentul în care ați fost în Israel sau ați fost pe cont personal? În Israel am fost pe cont personal, în ce sens? Uh, nu am fost. Uh, în sensul în care, dacă șorul organiza vreo ceva acolo, să vă sechestreze sau nu știu, să vă amenințe, să scoată. Din informații. păcate, Statul Republica Moldova nu mi-a oferit uh, mari garanții acolo. O conlucrare, poate cu autoritățile nu, din Israel? S -au, nu s-au îndeplinit pe atunci, pentru că, repet, noi înțelegeam foarte bine că șor acolo este foarte bine stabilit și posibil. Că el avea și reprezentanți, persoane în organele de acolo. Și asta vreau mm -hmm. să vă spun cu certitudine că așa este. Corupte că acolo, oameni din structurile sigur. Banii și corupția nu au naționalitate, nu au religie. Când sunt bani mulți, ei numeroase pentru cei care iubesc mm -hmm. necondiționat. Aș vrea un pic să ne axăm pe bucătăria internă de acolo, din Israel, al lui Șor. Uh, cum s-a comportat Șor și pe ce subiecte a vrut să pun accent în primul rând? Șor uh, a fost foarte drăguț pentru că el avea nevoie de un lider pro-european, uh, pro, -european. pro -european, curat, bine aranjat. El era foarte co-interesat ca eu să fiu parte a sistemului. Uh, în prima seară el a încercat să-mi explice istoria lui cu furtul miliardului. Pentru că, desigur, am zis, eu reprezint în primul rând valul ăsta protestatar cu întrebarea unui i miliardul. într rând, în calitate de deputată, am urmărit ancheta parlamentară în care colegul meu a fost președintea comisiei și care, apropo, a dus-o la bun sfârșit. Uh, și uh, pentru că eram deputați, noi aveam accesul la foarte multe documente, informații strict secrete da, noi atunci am semnat niște angajamente că nu le distribuim, nu le spunem nimeni, dar pentru ca noi să cunoaștem adevărul, noi am avut acces la aceste documente. Și probabil că el înțelegea lucrul ăsta, pentru că plecând încolo, vorbind cu el la telefon, eu i-am spus ce, ce pot să vă zic exact acum în raport cu el. Deci poziția mea nu se schimba, eu i-am spus-o în față că Um, ești om care ai furat miliardul, i-am spus așa mai. Păi, dar nu trebuia da. să vă transformați atunci ca să-i căpătați încrederea. Eu am încercat să mă transform, să fiu mai loială, mai blândă, doar pentru că m-au rugat colegii din păi asta și v-ați dus acolo, nu? Am plecat acolo și m-au rugat un lucru. Să nu-i spun părerea mea despre el, dar să-l ascult foarte atent. Deci asta era responsabilitatea mea, să-l ascult foarte atent și să intru în încrederea lui. Ați avut Material sau, cum să zice, Utilaje? tehnică de nu, înregistrare. Nu am avut. Era Pe foarte periculos. Cum ați putea demonstra, dar ce a vorbit el? Pentru că noi am fost doi, eu și soțul meu, noi suntem doi martori. Ah, el tot nu a avut tehnică de înregistrare. Era foarte periculos. În primul rând, puteam să ne trezim cu un scandal, ceea ce a încercat Șor atunci, la momentul când eu am dezvăluit. El a încercat să ducă toată istoria asta în prisma scandalului diplomatic și să zică că, uite, ăștia din Republica agenții, Moldova, agenți și, da. Iată de ce noi ne-am asumat riscul și responsabilitatea să mergem acolo, dar fără utilaje și doi la mână. Era și un risc pentru mine, pentru securitatea și viața mea personală. Închipuiți să vă dacă... Uh -huh. uh, da, ați fost verificați la intrare. Are, o, are și ori oameni din ăștia care verifică. Eu am să vă spun un lucru foarte straniu pentru mine, dar pe urmă, am descoperit că uh, aceste lucruri, aceste servicii sunt achitate și lucrul ăsta poate să-l achite oricare. Uh, pentru că eu am zburat prin mai multe escale, uh -huh. nu pot să zic cum, în ultima mea rută care mă aducea în Israel, de mine s-a apropiat gardianul aeroportului cu pașaportele adică în preajma mea, cu pașaportul meu, pentru că noi când le dăm la verificat, mi le-au ridicat, mi-a ridicat pașaportul meu și a soțului meu și s-a apropiat și lovea așa cu mâna, de, cu pașaportul din mână, sau so, uh, Miss Pataru, yes, I am, you are lucky, come with me. <laughs> Și am plecat într-un într spațiu unde era mult securitate și care m-au dezbrăcat și m-au verificat și lucrurile personale și ce am mm -hmm. sub haine. Șor uh, pus da, de aeroport. Uh, eu, pe urmă, m-am interesat. Este să niște servicii contraplată. Eu nu pot să învinuiesc autoritățile acestei țări, pentru că este o țară europeană. Nu pot să învinuiesc că ei colaborează cu Șor. Uh, dar pentru că aceste servicii pot fi contra cost, și oricare om ar putea să roage, să invite pe vreun oaspete și să-l roage să treacă această securitate. Lucrurile acestea costă, dar se întâmplă. Uh, și am trecut și asta cu Briu. Doar uh, acolo. Da, ați fost de Doar risultați. acolo. Uh, asta înainte de a mă urca în avionul direct deja în Israel. Uh -huh. acolo unde deja eu nu mai aveam șanse să mai prind ceva. El s-a asigurat din timp că totul da. e curat ok. Iar când uh. am ajuns în Israel, eu deja am fost să zic așa amenajat, frumos și eu m-am mirat pentru că de fapt e un stat care sunt cu terorism, unde este război mereu și când am fost adusă din avion desigur că am fost întâlnită așa, ca pe boieri m-am urcat într-o mașină de lux, chiar din avion, deci eu nu am trecut în rând cu toată lumea muritoare, chiar din avion s-a oprit o mașină de lux la poalele avionului, m-am urcat cu soțul și am, am, fost direcționată către aeroport, doar că către zona VIP. Mm -hmm. Acolo unde... De fapt, probabil că trebuia să completezi niște anchete, așa cum face toată lumea. <coughs> Și acolo unde am făcut-o superficial, pentru că erau foarte multe întrebări de răspuns la această anchetă, domnul de acolo mi-a arătat că nu nu contează, făști o semnătură. Acolo deja eu nu am fost verificată. Cum de fapt sunt verificate toate persoanele care ajung în, aeroport, în aeroportul mm -hmm. din Israel. Și uh, unica propoziție pe care eu am fost instruită de către cetățeanul Nesterovski să o zic, când întreabă grănicerul care este scopul vizitei, mi s-a zis că eu trebuie să spun că am o întâlnire business cu businessmanul Ilanșor. El e cumva o autoritate? Eu presupun că da. Uh -huh. Pentru că da închipuiți vă că veniți în aeroportul din Chișinău și când vă întreabă scopul vizitei, și a spus, eu mă întâlnesc cu businessmana Arina Spătaru, ce o să vă zic? nu <gântuie> o să vă zic nimic absolut. Dar acolo, atunci am înțeles că este foarte bine poziționat. Am trecut ușor, nu am fost verificată, am fost direcționată în zona VIP, acolo unde stăteam în, între aceleași fotolimori cu, cu unei um, mai mari economii mondiale. Da, pentru că de acolo nu, nu erau oameni de ăștia simpli, de, de, de noștri moldoveni care pleacă acolo să muncească un, un, dolar sau un euro. Am înțeles. La șor cât ați stat în casă? Câteva ore în prima seară, cât a, am luat. Și vă duceați și reveneați a doua zi acolo? Nu dormeați la dânsul? Nu, nu, nu. nu. M-ar fi speriat și mai mult. <laughs> nu okay. v-ați căzat undeva, da? Am stat în afară, da. Și a doua zi, pentru că prima zi a fost o discuție amicală, în Prima a... zi n-ați discutat despre ceva șor serios. și a încercat să mă conving să revin la discuții, că nu el a frat miliardul. Ce zicea el despre asta, pe scurt? Că cine e vinovat uh, sau că ce... Uh. Păi că au a fost tras pe sfoară de partenerii lui și că el ar putea să întoarcă acești bani. De fapt, informația asta el a mai spus o mai spus-o public. Eu nu am descoperit nimic nou, pentru că e evident că el nu o să-mi dea informații de strictă confidențialitate. El a zis că el își dorește foarte mult să se întoarcă în Republica Moldova, că el iubește țara. Eu, desigur că i-am pus întrebări la ce bun îi trebuiește, dacă stă bine, mersi, aici în Israel care-i scopul lui. Uh -huh. Și el? El a explicat că își iubește Republica Moldova și vrea acasă. Uh -huh. asta. Bun, asta prima zi. A doua zi v-a spus despre planurile lui cu da. Republica Moldova? Deja, a doua zi, noi ne-am întâlnit într-un business centru uh, aflat pe coasta mării. Un, într-un birou de-a lui acolo de unde pe urmă am înțeles că mai făcea live-uri, mm -hmm. pentru că am, am recunoscut așa anturajul acolo tot am luat cina împreună și după asta am ieșit la o terasă și am discutat deja detalii legate de oferta dumnealui mm -hmm. de planurile, de ce are el ca scop da, ce planuri avea el până a discutat despre oferte? Ce zicea că vrea să facă cu Republica Moldova în următoarele luni? Un an? Desigur că el mi-a spus că vrea să o facă frumoasă și înfloritoare. E clar, da. voia avea un plan să răstoarne guvernarea. De deci ce el avea în plan să finanțeze mai multe partide politice de diferită esență, astfel încât să facă tot ce le stă în puteri că aceste partide politice să acceadă în Parlament și el poate să poată să-și facă o majoritate confortabilă. Da. De acolo, un pic de acolo, de acolo, ca să nu bată. El a înțeles că doar un partid este lovit și istoria partidului cu așa denumire, șor, s-a demonstrat acest lucru și vedeți că acest lucru pe nu l-a speriat, nu l-a demotivat și el a decis să-și schimbe logica, dar să ajungă exact acolo unde și-a dorit foarte mult în Parlament. Pentru că, desigur, noi suntem țară parlamentară și uh -huh. acolo se rezolvă toate întrebările. Despre revoluție vorbea pentru că recent văzusem o secvență video în care a fost întrebat probabil de, din comentarii cineva despre o revoluție și el zicea că dacă oamenii vor, de ce nu? Și mai zicea el că va reveni curând acasă. Spunea ceva despre asta? Atunci când noi ne-am întâlnit, era sau în perioada alegerilor bașcanului, sau exact după, după alegeri, sau primul, nu mai țin minte exact, el atunci era, se simțea victorios. El deja atunci era gata la orice scenariu și el prevedea mai multe idei. Uh, și desigur că una din aceste idei ar fi fost și organizarea unor proteste. Despre revoluții mijlocit, noi nu am discutat. Eu înțeleg că noi eram foarte puțin cunoscuți și probabil că orice acțiune și orice cuvânt spus a Iurea putea să mă sperie. De asta el vorbea doar despre proiecte frumoase și despre planurile lui pe viitor și cum el vede ca să revină în Republica Moldova. Deci, făcând o majoritate confortabilă în Parlament, astfel încât să creează toate condițiile ca el să revină acasă. Asta e scopul El vrea acasă, așa a zis. scopul lui, adică el planifică să revină după alegerile parlamentare. Nu așa știu, zicea. Nu Din, știu cum. Teoretic așa ar, ar putea. Așa da, ar ieși. Dar, ar ieși dacă după da. alegeri. Da. da. Mm -hmm. Ok, mai devreme nici nu are cum doar de să vină așa, de, de bunăvoie. Nu cred că o să vină, el nu are nevoie de asta. El nu are, nu are el dragostea asta în raport cu Republica Moldova, este evident, pentru că, uitați-vă, chiar în rezultatul anchetei <coughs> noastre, zeci de moldoveni de noștri uh, au dosare penale. Zeci de oameni au uh, deja viitorul uh, 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 de a fi cel puțin judecați pe dosar penal, dar mai mult chiar și cu privare de toată proprietatea, cu privațiunii de libertate. Deci el își creează echipe și oamenii ăștia care muncesc pentru el, el îi expune. Și pe urmă, când acest om nimerește într-o istorie, o anchetă, este arestat, este persecutat, Uh, el fugut să-și găsește oameni. El îi schimbă foarte ușor ca mănușele, El nu se axează pe om că, uite, din cauza mea omul suferă. Pentru el și asta mă doare cel mai mult, pentru ușor, fiecare moldovean de al nostru este un instrument. Logica lui Plahotniuc. Păi, just business. Cam asta e situația la el. Și tare îmi doresc ca moldovenii noștri să înțeleagă acest subiect. Pentru că deja foarte mulți au suferit. Și credeți-mă că eu am discutat cu foarte mulți oameni care au suferit pe urma lui. Și credeți-mă că acești oameni m-au și ajutat ca să demonstrez. Pentru că cum poți demonstra schema lui Șor dacă nu poți implica oamenii care cândva l-au slujit și pe urmă au pătimit. Era de fapt o, o cauza lor personală. Și mi-mi pare foarte bine că acești oameni au avut curajul și m-au ajutat și pe mine. Și organele de anchetă, pentru că foarte mulți oameni acum dau depoziții împotriva lui. A recunoscut și că este ajutat de Federația Rusă? Da. Zicea direct asta, da? Da. Da. Puteți să ne spuneți detalii? Ce zicea el? Era încrezut că poate Federația Rusă va ajunge prin Transnistria aici? Noi nu am discutat detalii geografice, dar Mă făcea încrezătoare în faptul că el are foarte mulți prieteni în Rusia care o să-l ajute și o să-l finanțeze. Mm -hmm. El mizează pe asta. Da. Dar despre bani. Zicea că mai are mulți bani sau. Da, de, de înțeles că are pas scump pe tot, da? Desigur. Sau că vroia să mă impresioneze sau că. Într-adevăr, așa și este. Dar din colaborarea lui ca agent sub acoperire, l-am văzut foarte zgârcit, <laughs> să știți. <laughs> Tot. Înseamnă că nu-i are așa de mult. A, înseamnă că... Cu Pentru că e... la, la prima întâlnire, evident că el încerca să mă impresioneze. Uh, dar pe urmă, când deja am trecut nemijlocit la așa zis colaborare cu el, ca agent sub acoperire, uh, el era foarte, foarte zgârcit Calculat. și se vedea că problema financiară îl depășește uneori. Pentru că de om și a deschis mai multe partide, înțelegea foarte bine și se vedea că resursele lui totuși sunt epuizabile. Nu era el chiar sac fără fund. Bun. Veronica Drăgălin spunea despre Nesterovski că avea un salariu de 5.000 de euro pe lună. Dumneavoastră, cât v-a propus să aveți pe lună? Deci, să fie foarte clar, de la bun început, eu am refuzat absolut orice. Orice păi v-a propus să vă achite? Uh, nici mult, nu am discutat puțin? pe subiectul ăsta pentru că el înțelegea că o să mă calce <coughs> pe niște puncte sensibile. Uh, păi atunci cum voia el să vă cumpere dar? Păi dar el nu știa că eu acei 50.000 de dolari am dat statului. El considera că eu i-am păstrat. Aș vă... Cel puțin așa a fost istorie. Eu trebuiam conform investigației să-l sun și să-i mulțumesc de cadou. Uh -huh. El era conștient că. Banii și el credea că eu am acești folos. bani și am pe ce trei așa, teoretic. Da. Uh -huh. Deci, niciodată noi nu am discutat chestiunea cât mie să -mi dea, pentru că asta a fost și unica mea condiție. Uh, și el înțelegea foarte bine că vor fi niște linii roși. mai mult decât atât, el mi-a propus admis că el va încerca că e legale de finanțarea partidelor. Deci, noi am vorbit despre... Legale, adică prin companii de construcții, cum zicea... Prin companii. Prin antreprenori, prietenii lui din Republica Moldova, așa să zice. Lui are mulți? Se lăuda că sunt mulți. Nu știu, în realitate. Uh -huh. Eu nu am reușit cu toți să, să fac cunoștință, să-i cunosc. Dar, desigur că, ceea ce spunea el, noi putem împărți, probabil, la 100%. La 1.000. Ok. Totuși, în aceste câte? 5 luni? De colaborare. Da. 5 da. luni. El zicea că v-a dat 1,45 de milioane de euro. Este adevărat? Nu e adevărat. Câți bani v-a propus în toată această perioadă sau câți v-a dat? Mie, pentru deci mie mi-a dat, mie personal mi-a dat doar niște acești bani. Eu mai mulți bani eu mâna pe bani nu am pus. De ce? Pentru că la faza când trebuiau să ajungă niște bani undeva, ei erau preluați, raportați, anchetați și monitorizați. Deci au fost mai multe modalități, pentru că noi, scopul nostru anchetă era să demonstrăm această schemă. Cum el racolează lideri, cum el finanțează aceste partide. Pentru că astfel noi am avut clarități. Noi căutam cine aduce banii în Republica Moldova și ați văzut valiză cu bani, carduri bancare. Asta e rezultatul muncii noastre. Am înțeles. Totuși... Oamenii care aduceau bani, ați văzut? Că au fost închiși oamenii lui din credere. El vorbea inclusiv despre aceste cazuri incluse în aceste 1,45 de milioane? Eu nu știu despre ce el vorbea. Eu, probabil, eu, presupun, pentru că totuși anunțul ăsta a fost chiar la începuturi, eu presupun că el a făcut lucrul ăsta intenționat ca să creeze, pentru că ce -ar putea el să-mi fac mie ca unui politician și ca unei preotese, pentru că el așa s-a referit, că eu sunt soție de preot, să convingă lumea că eu i-am luat banii ușor și nu știu ce am făcut cu ei. Uh, nu știu de unde a luat el anumit suma asta. Doar 50 de mii și plus 100 de mii de presupun, mii? Presupun, da, eu presupun că totuși suma asta el a pornit tot de la faptul că noi eram obligați să creăm un buget, el tot cerea de la mine dă ți buget, scoalca de nici Și noi am disenat pe genunchi niște cifre, iată cât Care, ar trebui, cât cum e. Eu nu mai țin minte că noi nu pe asta ne axam, de fapt. Nu, desenat atâta, cât, cât eșea că trebuie să vă ofere. Sincer, eu nu țin minte exact. Și nici nu știu dacă asta este relevant, pentru că uh, noi trebuia să arătăm un feedback, Poate că de acolo Arina lucrează, Karina. Cel mai important este că, dacă, de exemplu, pentru că încercări au fost mai multe și diferite și uh, de fiecare dată el tot îmi spunea, ne-a buget. Și atunci când trimiteam bugetul, el se timpul era nemulțumit că sunt prea mulți bani. Păi și cât? Așa. au, fost, fost, mai multe, mai multe situații. Mai multe. Dați-mi deci pe general interacem. să vedem și noi cam care erau sumele. -ă, sumele nu pot să vă le zic pentru că astea au fost niște sume imaginare. Am înțeles, ele, imaginare. Ele prezintă interes ca anchetă că Arina spunea și el răspundea. Dar pe asta nu te poți axa, că asta nu poate demonstra că el finanța. Ca el să finanțeze, noi trebuia să arătăm cum au ajuns banii, de unde au ajuns, cum au trecut Republica Moldova, granița, că acești, acești bani doar nu sunt... Da, el avea și niște scheme cu valuta asta. cripto, Da, da. El avea scheme și cu niște carduri. Da, el mai avea și scheme, iată, ați văzut, cu valiză persoane fizice aduceau. Asta era scopul nostru. Noi să înțelegem de unde se aduce și să închidem cranicul. Pentru că atâta timp cât banii ușor vor exista, în Republica Moldova, pentru că suntem foarte săraci, vor exista și partidile finanțate de șor noi suntem foarte săraci, noi avem foarte mulți politicieni ambițioși care consideră că denghii ne pahnut, așa că scopul nostru principal este nu să-l aducem să-l, de fapt asta e visul meu, pentru că eu înțeleg foarte bine cu Israelul trebuie să lucrez foarte serios și să vii cu dovezi serioasă, da? Dar atunci la moment, pentru că era în ajun de alegeri locale, scopul nostru era atunci la moment să oprim uh, importul banilor lui Șor din diferite țări, prin diferite modalități, ca el să înceteze să financeze alegerile locale. Asta era da, scopul. E clar, alegerile au demonstrat că nu s-au oprit schemele de aducere. Nu s-au oprit, asta eu tot am, băț, am, am întrebări la organele noastre <coughs> și la cei care răspund de ele și la cei de la vamă și la ceilalți. Am Bun. foarte multe întrebări, deocamdată le țin, dar probabil că am dar să răbufnesc. El vă spunea modalitățile lui de a vă da bani, adică prin ce metode? Nu. Pentru că El să fiți sigur așa, că veți primi bani. Va nu? veni omul. Va veni omul și ți-a duce. El așa omul spunea. lui, într-un fel. Omul. În A, nu spunea cine. Desigur că nu o să spun. El, de fapt, era foarte precaut cu mine și avea grijă ca eu să cunosc foarte puține detalii referitor la cum și cum acești bani circulă pe Republica Moldova, dar pentru că am avut suficient curaj și insistență și înțelepciune, am ajutat foarte mult organul ca să înțeleagă de unde își vin banii. Și nu neapărat ca acești bani să ajungă la mine, ca să înțelegeți. Deci era important că eu eram un, o, un element, o persoană din împrejurarea lui, din echipa lui și prin uh, cei că eu cunoșteam mai multe detalii, eu ofeream informația asta organelor competente și lor li se dizlegau mâinile pentru alte acțiuni. Deci este foarte în, uh, important să înțeleagă că nu tot ce ține în dosarul ăsta este um, investigația făcută doar cu ajutorul meu și -s doar material pe care eu le-am colectat. Uh, deci, se făcea un pas, aduceam o demonstrație, o dovadă, această dovadă, oferită procurorului, judecătorului, dezlega organelor competente și ei începeau investigațiile lor. Înțelegeți? De exemplu, au apărut un om recomandat de, de șor. A apărut un om recomandat de șor. Și nu neapărat doar care venea cu sacoșa, Vă zic, el cu sacoșă mai puțin îmi trimitea. Era zgârcit. <laughs> Așa. A un om recomandat de el. Uite, merge la cel și vezi. Așa. Și pentru că el era recomandat de șor și pentru că eu eram agență pe acoperire și pentru că șor era vinovatul, uh, deja organele competente aveau mâinile dezlegate și dovezi să poată investiga această persoană okay. prin diferite metode, filare, interceptare, nu știu, mai ce acolo, ele sunt mai multe. Da, uh, noi am colaborat, eu am dezlegat mâinile, iar celelalte lucruri le-au făcut organele competente. Și noi acum, în rezultat, vom vedea. Uh, rez pentru că eu pot să vă zic un lucru, ce știu eu este foarte important și prețios dar vă asigur că sunt o vezi cu mult mai multe pe care eu nici nu le știu, pentru că din acțiunile mele au fost deschise mai multe dosare penale. De exemplu, eu am pornit de pen, doar prin a-l denunța pe Nesterovski, deputatul Parlamentului, care avea intenția să mă Cum? bage, să mă bage în sistemul ăsta, în gruparea asta criminală a lui Șor. Dar, pe urmă, lucrurile au avut o întorsătură destul de importantă. Și uh, deja, acum la un moment, noi avem mai multe dosare pe pentru că, că... a fost eliberat recent, băgat la arest la domiciliu. Păi așa e legislația, așa este logica unui stat european de drept ca omul să nu stea închis. Probabil că asta e explicația. Pentru mine este important omul să-și primească... Sentința finală. Sentința bine meritată și, atenție, să aibă o justiție corectă. Pentru mm. mine asta și noi despre asta foarte mult am discutat. Și iată... Uh, pentru că eu mi-am dorit să demonstrez că acest Nesterovski s-a legat cu șor și este finanțat de șor, uh, el a început să fie, la un moment dat, nu știu când, nu pot să spun, interceptat, urmărit. Și atacțiunile lui i-au <laughs> dus pe colegii de misiune și pe oamenii din organele competente către Irina Lozovan, care tot e cu șor pe bătișor, către primarul de la Ocnița, știți? Încet șor s-a demonstrat. Dar, dar, desigur, că elementul de bază a fost posibilitatea de a dezlega mâinile. Pentru că noi putem scrie foarte multe denunțuri. Dar dacă noi nu vom ajuta organele competente să colecteze dovezi uh, veridice, dovezi care le vor ajuta să le dezlege mâinile, noi nu vom putea nimic demonstra. Și noi avem istorii de corupere ale deputaților Parlamentului Republicii Moldova. În legislatura trecută. Și ce s-a demonstrat? Dacă nu s-a găsit martori, dacă nu s-au găsit dovezi, chiar și video-ul ăsta banal a culocului lui Dodon, el când îl vezi, acolo este evident că lucrurile sunt clare. clare. Dar pentru procuror, mai greu. Și pentru anchetator și pentru judecător, care își va spune sentința la sfârșit, nu vorbește despre nimic. Pentru că în toate aceste da, situații da, avem dar, nevoie da. de mai multe, și de probe, și de martori. Păi da, și acolo se vorbește despre salarii, e clar că e despre bani vorba. Dar, Dar dacă vin, că dacă vin niște avocați buni, buni al lui Șor, pentru că eu am fost cu avocații lui Șor când am exclus-o pe Marina în 21 din Date alege, dacă vin 4-5 avocații al lui Șor care iau câteva mii de euro pe oră, ei distrug și sala de judecată și, și uh, învinuirea și toată lumea. Și rămân doar dovezele și de am deja, dacă ai dovadă, poți fi tu cel mai bun, că nu obții nimic. Oligarhii își pot permite avocați scumpi și buni. Da. Dar totuși vreau să revin la acești bani. Doar atâția bani, 50 de mii plus 100.000 da, de, de lei. De mii, da. Doar atâția ați oferit uh, sechestrului. da? Astea care mi-a adus mie personal și eu le-am dat justiție. ceilalți bani care au mai fost... Mai sunt bani care au mai venit și i-ați dat. Trimiși, aduși, au fost nu cu participarea mea implicită, personal. Deci n-au ajuns la mine în mână. Eu doar i-am monitorizat cu i-a trimis ce a dat, cât a luat, cu i-a transmis mai departe, așa. Nu, nu am umblat cu mâna și nu am știut N-ați cheltuit niciun leu din banii oferiți de șor? Nu. Eu tare bine mănânc terci, borș, mă sunt foarte bine și nu am nevoie nici de un leu de lui șor, cu certitudine. La moment dat ați arătat și telefonul cu aplicație Bria, o aplicație de interceptare. erau acolo câteva numere criptate, niște nume așa doar ca să le înțelegeți voi probabil, dar înainte de a discuta despre acest telefon vreau să vă întreb dacă vi s-a părut șor ca fiind o persoană um, uh, fricoasă, unul și doi, paranoică Ar fi urât chiar să numesc paranoic pentru că, da, asta e deja e mai adică ține să îi că cineva tot timpul dar om care își asigură toate proiectele și și asigură securitatea proprie și, și asigură securitatea proiectului. Adică simplu vorbind, știe a șterge foarte ușor urmele și a crea, iată, aceste scheme foarte inteligent, corect și foarte complicat de a le demonstra ca esență. Dar el întotdeauna pune ultimul cuvânt la tot ce face, sau are și oameni în care are încredere totală? Sigur, el are oameni de încredere, au oameni care la un soțit pot să facă și. are oameni care pot să facă ceva fără ca să-l întrebe pe dânsul. Eu pot să vă zic un lucru din prisma, din experiența mea. Că Trebuia să-i raportați tot timpul. Eu eram nevoită să-i raportez așa a zis, niște acțiuni, da? Și discuțiile astea trebuiau să pară veridice. Eu eram nevoită să fac niște acțiuni ca el să le urmărească online și să înțeleagă că, da, Arina a ascultat de mine și a făcut. Dar erau foarte multe lucruri pe care noi, desigur, că le dezbăteam și mie personal el îmi dădea libertatea asta de a lua decizii Uh, erau cazuri când noi discutam la cuțite cu certitudine câteodată și pe mine smerenia asta mai depășea pentru că mi era foarte complicat să vorbesc cu el uh, um, el înțelegea că lucrurile nu merg într-o zonă așa mai productivă uh, îmi zicea că cineva îl sună pe o altă linie și lucrul ăsta l-am observat mai multe și revenea, probabil că aștepta eu un pic să mă liniștesc dar el avea grijă ca să, să contribuie. Nu doar să mi dea indicații, dar să găsească și el soluții. El venea cu soluțiile, el venea cu, cu, idei, cu, 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 iată, cu rezolvarea problemei date. Deci, cel puțin aveam, se înțelegea că el Mm, își dorește foarte mult ca să avem izbând da? să, uh -huh. și desigur că eu uh, eram nevoită să recurg, el îmi recomanda la cine să merg cu cine să colaborez aici uh, regula sfântă era că nimeni nu trebuia să știe că eu colaborez cu șor, el așa mă rugat. Ne budem trebuia sfitița, să fiți cam aceeași așa. persoană pro-europeană? Care... Da, da, ca să nu dăm, uh, măcar că aceste persoane era evident că colaborau cu el, uh, dar aceste persoane care colaborau cu el uh, nu trebuiau să știe că și eu colaborez cu el. Acest Bria, el va asculta toate discuțiile cu ceilalți membri ai lui? Eu nu știu. Dar pentru asta care era aplicația? Aplica care deci, aplicația asta era ca noi să discutăm cu el la telefon și cu colegii lui, cu persoanele din echipa noastră, așa zisă, doar pe Bria, nu pe alte aplicații, pentru că el o considera securizată să nu fim interceptați de cineva. Probabil că asta e un element care creează greutăți pentru organele de anchetă să demonstreze, pentru că Bria într-adevăr nu poate fi interceptată doar dacă deja nu infiltreze o persoană din credere care se folosește cu acest Bria și care are acces la toate canalele de comunicare. Deci noi vorbeam doar cu oamenii din, din preajma lui. Eu am primit acest Bria deja cu acest, priul, acest, cu telefo acest, da, acest telefon. Că era un telefon cu aplicația, care, da, da. Cu aplicația Bria deja îmbrăcat în aplicația asta Bria și cu aceste patru numere de telefoane care erau acest, aceste patru contacte. Era Nesterovski, Schișor și... Și încă două de la care eu niciodată nu am primit niciun apel. Și eu nu știam cine sunt persoanele cu tare. Așa. Ați spus despre patru persoane. Eu am văzut pe pagina dumneavoastră de Facebook... După ce candidatul pe DCM-ului la ah, primăria OK, Vasile Adașan, care a luat 170 de voturi, a fost ales președinte de mm. cu sprijinul partidelor lui Ușor. După asta, dumneavoastră ați pus un screen din acea aplicație în care era scris și Chico, făcând aluzii că și el era acolo. Da, nu erați dumneavoastră, dar... E clar, n-am nicio <laughs> legătură. <laughs> Așa, deci vreți să mă întrebați de unde ce este de telefonie? De, nu, vreau să vă întreb da? inclusiv și despre faptul dacă și această persoană a fost prim-ministru, tot e din anturajul lui. Eu nu pot să vă zic, eu nu am vorbit personal cu domnul prim-ministru la subiectul dacă el e interpus. În cadrul acestei anchete, eu nu am comunicat cu prim-ministru. Nu am avut așa sarcini. Eu nu eram însărcinată de șor să-l sun pe el dar, dar pot să vă zic acolo. că în amalgamul acestor numere ați văzut că ele toate erau cumva criptate VK, teco, nu știu ce acolo de aici foarte deschis și clar scris KIKU eu când am văzut acest telefon cu această agendă mare de numere de telefonii acest nume de familie normal că a sărit în ochii mei Așa. evident pentru că da. Mai ales după acest episod de la Orhei. Da. Și după episodul pentru că eu din curiozitate l-am și fotografiat. Am zis că uite, nu pun întrebări, tac și ved, urmăresc. Dar episodul cu Orhei a fost unul care era grăitor. Și am să vă zic de ce pentru că, desigur, în calitate de lider de partid, cunoșteam despre discuțiile de a crea o alianță, o coaliție acolo, antișor. Și acolo noi avem un coleg, consilier raional, și desigur că atenția sporită a fost acolo. Pentru noi era foarte important să creăm și această alianță antișor era posibil de -o făcut cu colegii domnului Chicu. Înțelegeți? Uh -huh. Acolo ca și în foarte multe alte conțile așa e o vinigretă. Să reprezentați de mai multe, de foarte multe partide. Nu este secret că tare mulți îi pe al lui, interpuș. Dar cert este un lucru. Noi am fi putut să creăm această alianță cu mai multe partide pro-europene și aveam nevoie de un singur vot. Un singur Mandat, un singur consilier, un singur om. Și pentru că domnul Chicu, din câte am înțeles, are doi colegi acolo, eu desigur că am sugerat colegilor mei din Orhei, uitați-vă, ați încercați să vorbiți cu oamenii lui Chicu, pentru că pentru noi este foarte important, colegii noștri să aibă libertatea asta de a colabora, existau o linii roșii, de sigur, cu da? și colegii mei au încercat tot felul, un tot fel și chips, și au discutat și personal cu colegii lui. Și atunci când au văzut că nu se primește, nu înțeleg ce se întâmplă, dar lucrurile nu merg bine spre alianța asta pro-europeană, colegii m-au rugat pe mine să mă adresez să vorbesc ca între lideri, să vedem, poate există loc de bună ziua, da? Noi chiar eram gata să-i... Și Dodon are doi socialiști acolo, să-i luăm cu noi dar știți cum caz așa e, deci așa în conjuncturile este, când sunt mulți, mulți, mulți Ești nevoit să lupți cu rău cel mare. Dar desigur că ideea cu socialiștii ei au decis nici cu ce, nici cu cel, nu știu cum. Dar noi chiar am contat pe acești colegi al domnului Chicu și eu i-am scris domnul Chicu în seara aceea. Și l-am întrebat dacă știe cât de generoase sunt pungile lui Șor. Cam. Uh, și dacă el înțelege când sunt, cât sunt ele detentante pentru colegii lui. Hai să ne referim la timp asta. Când s-a întâmplat? Când i-ați scris? Cu o seară înainte de a afla această noutate. Mm -hmm. uh, dintre care, domnul uh, prim-ministru mi-a răspuns nu pot țin minte mota, dar el mi-a răspuns că colegii lui din teritoriu au libertate de plină, dar au și niște linii roșii, șor și pas. Mm -hmm. Dar eu deja cunoșteam că ei vor merge și vor vota cu șor. Și eu am încercat să-i conving că șor are saci cu bani După ce v-a spus că șor convine. e linia roșie, da. apare omul lui votat de șor. Păi asta e. Și, și, și a doua zi, când apare prima știre pe un Telegram canal că oamenii lui Chicul -au, au votat într-o veselie majoritatea confortabilă a lui Șor, eu i-am scris. Pentru că eu, dacă sincer, în seara aceea chiar l-am crezut pe domnul prim-ministru. El a fost foarte uh, serios, responsabil, linii roșii, pas și șor și eu încă discutam cu colegii, mă ating ca să veți alege nu o să faceți nici de cum. Dodon nu vrea nici cu șor, nici cu pas, Chic nu vrea nici cu șor, nici cu pas, nu știu ce o să faceți. Dar pe domnul prim-ministru uh -huh. am atenționat că șor are saci care poate convinge orice om amărât dintr-o suburbie, iar pe colegii dumneavoastră cu certitudine o să găsească modalitatea să-i convinge. El m-a convins că nu. Și a doua zi când aflu eu știrea dintr-un canal de telegram și zic, domnule prim-ministru, uitați-vă despre dumneavoastră să spune că ați bătut palma cu șor și el îmi zice că asta e asta murdărie, asta e atac a partidului de guvernare pe în și direcția lui cum a fost lui. votat omul lui președinte de atunci de oamenii lui șor păi întrebați-l pe el <laughs> da, e clar, atac și de, pe da. de altă parte eu i-am scris mereu pe pagina lui profilul de Facebook și pe acest profil tot timpul am comunicat și pe vremea când eu eram deputat și el prim-ministru deci, eu sper că am vorbit cu domnul Chick, cu prim-ministru, și nu a venit atunci că ți luat să scrie mesajul astea. Dar el m-a convins că asta e linia roșie. De ce aceste linii roșii peste noapte s-au transformat în linii verzi? El să răspundă. Pentru mine, pentru că eu i-am văzut numele de familie în, în telefon, telefon, asta a fost o idee. Am înțeles, o aluzie. Da. Că noi, noi îl avem pe domnul Nicolae Chico aici, pe un bucătar Chico, dar da, <laughs> Chico, așa, și pe domnul Ion Chico, din persoane publice, că nu știu, trebuie să vedem în lase pe încă câte nume <laughs> de familie sunt Chico. Dar pentru că eu știu că șora mai comunica și cu alți polițieni, eu pot să presupun deja. Pentru că una când tu îmi spui mie, uh, eu înțeleg, poți pune la îndoială capacitatea de a negocia a colegilor noștri în teritoriu, poți să le dai libertate de plin, dar în orice partid există niște o disciplină oricare și la noi lucrurile sunt foarte clare, de exemplu. Șac Prava, șac leva, ai plecat, exclus. Mm -hmm. nu, noi nu avem timp. Timpul nu mai să, să stai, să fii lider de partid și să urmărești cum colegii tăi sunt într-o alianță cu partidul ușor. Noi nu mai scăpăm de astea da, asta. Eu de o să vă citez acum o afirmație. Ușor mi-a confirmat că are control asupra unor judecători, procurori și deputați mm. PAS. Hai să le luăm pe rând. Câți oameni din justiție a spus el că îi controlează? Că sunt mulți sau puțin? Desigur că el spunea că îmi ai sfăi sudii, mai, mai procurori, mai advocate, mai deputate. de toți, da? Da. eu pot vă zic un lucru, că el m-a asigurat, pentru că una din modalitate de a accede în Parlament sunt alegerile anticipate, pe care el era sigur că le va provoca prin intermediul Curții Constituționale. El atunci, Aha. la moment, m-a asigurat că deja el are suficiente voturi în Curtea Constituțională. Stați un pic. El va asigura că are control asupra Curții. Da. Aș el avea, de deci, acolo. din ce le spus, el nu avea de gând să aștepte legile parlamentare ordinare în 25. Vă zic, Și pe când voia după, a, -i pe noi, astea noi un pic i-am dresbusuiocul cu, cu investigația asta, că deci, eu cred că din nu o să mă uh, refuzat să mă laud un pic, dar eu urmăresc cam ușor să disînflă după investigația noastră. Totuși, organele noastre, așa cum sunt ele, fragile, mulcăluțe, foarte vulnerabile, uh, dar noi avem acolo niște niște voci puternice. Ați văzut că l-am disînflat pișor? Ați văzut cum l-am luat din zona uh, babaicei, pe care la orice moment partidul de guvernare arăta Dacă, dacă nu noi, vine și uitați-vă. Iată, l-am luat frumușel, acum la moment, și l-am dus în zona justiției. Gata. Am obosit să ascultăm, dacă nu noi, șor. Hai băiței, am ușor, gata, e diferit justiției, anchetatorii voștri, șefa voastră de anticorupție, toți sau voștri, munciți, eu știu argumentele. Unde șor acum noi? -i. Dar atunci, când vorbeam și erau alegeri lângă Gauzia și el era victorios și se simțea pe el intenționa... De asta m-ați întrebat de Revoluție. Detalii nu pot să zic. Dar cert era un lucru că el nu avea de gând să aștepte anul 25 și că el avea voturile necesare în Curtea Constituțională. Curios. Um... Lucrul ăsta era primăvara, vara, anul trecut, să țineți minte. Că și de atunci el, nu când -a intenționat schimbat, să fac alegerile anticipate, cam când zicea el că ar trebui să fie? Na, iată, despre asta nu mi-a spus. Nu. <laughs> Eu presupun că, din, din ceea ce am înțeles, dar asta e o presupunere de -a mea, care are niște dovezi bazate pe comunicarea cu el, alegerile trebuiau să fie date cu locale. Cam asta. Asta era ideea lui fix. Pentru că, mm. da, el era pe val, el okay, trebuia... da. Da, da și-a pomenit despre oameni din pas pe care i avea în subordine. V-a dat și nume? Să vă zic despre nume. Din pas, v-a dat nume? El era foarte atent cu mine și el era foarte precaut în ceea ce spune. Asta e felul lui de fix, să fii șor și să tinzi în stânga și în dreapta cu, cu declarații așa, ne ascunse, ar fi uribil. Nu vedeți că e păscut pe stăt locul. Dar scopul nostru final era că după ce eu organizez un partid pentru el, eu să am o fracțiune parlamentară cu parlamentul de această a 11 legislatură. Înțelegeți? Mm -hmm. Am înțeles. Deci, de, eu trebuia am, în septembrie să am deja o fracțiune a deputaților pas. De ce? El ne explica lucru foarte simplu. Există stați, stați, oameni. Stați, 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 stați uh -huh. un pic. Trebuia să faceți partid și în acest partid să luați din pas, să rupeți din da. pas și să aveți un. Nu să rup. Mare... El să-mi trimită. Așa cum el a mai încercat Ma, să-mi trimit că că alți oameni. cumpără și vedem partidul dumneavoastră. Da. da. Cam câți acum? El îmi spunea așa eu am hotărăsc, oamenii mei o să vorbească. Să distrugă majoritatea. Persoanele acestea, au zis așa, persoanele acestea așteaptă o platformă curată. Cu zis că ăștia de la pasă să cum spunea el, o expresie în limba rusă, de, că știți, în rusă uneori sună mai bine, mai reușit. Sunt cam pretențioși. La cealaltă nu vor un partid, la cealaltă nu vor un partid. Și de asta el vroia să creeze un partid de curățel pro-european, o platformă politică și să-i aduc încet șor. Așa. așa. Șor scopul lui era să distrugă majoritatea PAS. Probabil că asta era una din, din mm -hmm. strategiile lui. Și Dar cum găsup, ar fi putut să provoace alegerile anticipate? Care să ajute la acest fapt, atrăgând acești deputați pe care el i-ar cumpăra? Eu mi-aș fi dorit foarte mult să vedă acești deputați în așa numitul partid finanțat de așa zis. Dar n-ați aflat cine sunt acești deputați? Dar pas. domnul procuror general interimar a ieșit cu o declarație care probabil cu un pic m-a surprins. Că pe atunci uh, se aranjau așa lucrurile că eu trebuia deja să-i să, să am. <laughs> Înțelegeți cum? Nu știu de ce, dar s-a grăbit un pic. Iată, iată toate este. Probabil că sunt legat și de legeri locale, pentru că totuși această declarație a procurorului general și a șefii anticorupției și declarația mea a mai speriat oamenii care vroiau să mai vină în aceste partide. Ea mai oprit pe ăștia care, pentru că nu uitați că șor intenționa și de fapt intenția lui a prins roade, dar la moment atunci s-a oprit, el intenționa să să se facă și cu un partid pro-european. Și dacă noi acum, peste jumătate de an, să urmărim așa restro, retrospectiva acelor acțiuni și să mai vedem prin candidați și prin partide și de unde cineva au plecat și de unde cineva au ajuns și ce s-a petrecut, noi putem deja înțelege care a fost acest partid unionist. deci lucrurile la șor pe atunci mergeau bici. Stați brici. Unionist, cine? Că putem specula pe, a, mult. pe atunci lucrurile ușor mergeau brici Și eu, după părerea mea Iată, omul care cheie, okay, omul care era În epicentru la tot ce se întâmplă Și omul politician Că nu poți participa în această investigație Fiind asistent medical Sau lector universitar Am Trebuie să fii politician și să înțelegi așa. Care partid? <laughs> o să vedeți. Eu cred că cu timp o să apară. Și eu cred că cu timp o să apară oameni din, din acest partid care au să conștientizeze că a mers ceva neto. Ceva s-a întâmplat și acest partid acum suferă pentru că, iată, aceste acțiuni ale lui Șor din exterior au afectat acest partid din interior. Oamenii s-au mai supărat, cineva a venit, cineva a plecat, ceva s-a petrecut. Uh, și, uh, deci, acum acest membrii partidului, acestui partid au rămas un pic șocat, la cei, dar ei n-au înțeles. Eu, eu presupun că ei n-au înțeles ce s-a întâmplat. Ei pot să presupună că au Acest avut loc un Acest partid a fost un la atac. guvernare în trecut? Verde, așa, el. Nu, nu, nu. Nu, nu. nu. Dacă, vreți, ceva nou? dacă vreți să legați cu partidul Verde Ecologist, nu și dacă vreți să legați cu partidul lui Filat, nu. E ceva nou? Pentru că... Uh... politica noastră. Nu, -i, nu e nou. Ну дорове муtiпартди И partiшаку сеpunла бъце ли баром на без обидnej, apa нар треbu nise în întâpli darтатve k факт ta канsta k datтенванифеks на to doни, așди са на to sodu сажади, Кааста situa. Да позикунуру, Какum на момент joам ин informa ziste премиия са преpun ma egzitum parti finanš. Dar noi pentru asta colectăm informații. Deci, moral să-i basne tăcăva. Până o să fie oprite toate sursele de finanțare a lui Șor, capurile este ale dragonilor au să crească. Au să crească. Și de asta, dacă nu o să se preocupe um, Parlamentul nostru și toate structurile, nu mai ajungem noi în Europa, din păcate. O să, o, așa și o să fim măcinați de sărăcie și de corupție. Ok. Eu vă citesc din nou. Solicităm prim-ministrului Recean să verifice integritatea și bunele intenții ale ministrilor lui. Sau vor începe să demisioneze ministrii onești care nu vor să fie asociați cu oamenii lui Șor. Și aș vrea să ne spuneți dacă aveți bază factologică atunci când ați declarat asta? Nu, șor se lăuda cu niște contacte a unor... Șor se lăuda că ar avea ministri în subordinea lui sau în... În, în legături, poate, contacte, legături. Din actualul guvern? Da. Cunoașteți detalii chiar dacă nu o să ne spuneți sau... Cunosc atâta cât cunosc, organele competente cunosc și ele. Din actualii ministri? Din ministrii, haideți să zicem așa, din ministrii care au fost uh, vara și până în. Deci, perioada din, din mai până în septembrie, hai să zicem așa. Care au fost, care n-au fost, care. Eu nu mai țin minte <coughs> deja cine au fost și cum au fost. Știți că s-au mai schimbat, s-au mai. Mm -hmm. Dar, totuși, aș vrea un pic să mai revin la deputații din Pas, pe care el era sigur că îi poate cumpăra da. și să-i vedea. Înseamnă că, dacă există, totuși, acești oameni, ei vor putea fi oricând cumpărați, ori de șor, ori de altcineva. Dacă ești predispuși să facă acest pas de a trece la un partid mai curat, zis între ghilimele, care să nu fie învinuit de asocieri da, directe cu da. șor, dar deja miezul da, acolo să fie. Da. Înseamnă că ar putea pasul să se trezească cu acești oameni părăsind partidul. Ei sunt mulți sau 5 sau mai mult de 5? Eu eram asigurată de o fracțiune parlamentară. Asta cât îs? Cinci sau șapte. Așa. <laughs> Interesant. Asta deja e strigător la cer. Înțelegeți? Asta deja e strigător la cer când, <coughs> când un oligarh, fugar, participantul la furtul miliardului, poate ușor să te convingă că el are deputați din Parlamentul Republicii Moldova gata să fie cumpărați să și mutați în alt barcă. Asta mm. e deja strigător la cer. Conducerea pasului cunoaște despre asta sau nu? Eu să fiu sinceră, după această dezvăluire, mi-a trecut prin cap ideea să merg la fracțiunile parlamentare, pentru că totuși Parlamentul Republicii Moldova este Sfânta Sfintelor. Și de parlamentari depinde tot. Și gradul de armonizare a legislației, dar și gradul de înzestrare a instituțiilor de forță cu toate necesare. Eu am văzut cum muncesc oamenii din structuri, eu am văzut care sunt necesitățile lor, eu am văzut cât de mult au ei nevoie de asta, de asta, de asta. Și m-am gândit așa. După această investigație, să mă adresez către fracțiuni parlamentare la echipa lui ușor normal că nu trebuie să merg, la socialiști am să fiu cumva probabil că ne înțeleasă, nu știu. Am zis că să merg la deputații din PAS, la oamenii care au și și cuțitul, să încerc să le răspund la niște întrebări, pentru că probabil că ați văzut că la deputații PAS chiar în plenul parlament au apărut niște întrebări și cumva o duceau în altă zonă cu aceste întrebări. <coughs> și i-am scris primului deputat PAS, care în ziua când a făcut aceste dezvăluri, mi-a trimis un mesaj de încurajare. Mi-a zis, uite, doamna Spătaru, ce bravo sunteți, pentru că ei trebuie să înțeleagă un lucru. Eu am pus umorul pentru tot ce se întâmplă în Republica PAS Moldova. v-a laudat pentru implicarea în investigație da. sau pentru faptul că a zis despre deputați din PAS nu, care pentru a toată investigația per general. Uh, și eu am zis că uite n-ar fi o idee rea ca eu să vin într-o zi la voi în fracțiune pentru că vă zic deputații au așa drept legal, fundamental să cunoască detalii, de exemplu dumneavoastră eu nu pot să vă zic mai multe lor pot să le vă zic mai multe pentru că ei sunt obligați să păstreze taina închetei, să le explic situația cum este cu adevărat și să-i ajut pe colegii din echipa mea de colaborare, pentru că e un nevoie de suport politic la nivel de legislație, la nivel de înzistarea a echipelor, la nivel de salarizare. Despre asta eu probabil că trebuie să mai vin odată la dneastră în podcast să vă zic că noi avem oameni calitativi în structuri, doar că ei în primul rând așteaptă un mesaj politic de încurajare. Știți care a fost întrebarea de bază despre care noi tot timpul râdeam și gumeam când ne întâlneam la când mă întâlneam a, cu, cine? cu echip, membrii echipei ofițerul Ceneau, ofițerul SIS, procurorul la noi întrebarea de bază era și fășem dacă vine și la puteri, pentru că nici ei nu erau siguri că lucrul ăsta, ei încercau ei depuneau dar aici e decizie strict politică pentru că ministrul de interne, ministrul de externe, președintele Republicii Moldova, ei trebuie să întreprindă niște acțiuni ca să-l aduc pe șor din Israel. Ei pot să adune cele mai bune dovezi și probe. Da, ele pot să ajute un prim-ministru, un ministru, un președinte de țară, pot să ajute. Dar dacă nu este decizia asta politică, dorința asta politică de a te adresa către statul Israel, de a depune presiuni la nivel de diplomații, la nivel de a atrage parteneri, așa zis și frații mai mari. S-au făcut aceste demersuri deja. Puțin, dacă șor până acum stă în Israel, puțin s-a făcut. probabil nu mai depinde de Chișinău. Dar nu uitați că noi mai avem frați mai mari la care putem să ne adresăm, care sunt cu mult mai deschiși să ne ajute, care au influențele lor mondiale. Trebuie să depunem presiuni. Mai ales că noi deja avem și dovezi dar nu se face suficient. Asta e problema. Și asta e problema lor a tuturor. Și închipuiți-vă, noi toți și ei care instrumentează acest caz și eu care îmi expun riscul, viața personală, familia. Pentru noi, unica întrebare... Noi nu ne temeam că o să fim împușcați de cineva, de exemplu. Că există riscuri. Asta e mafia. Și mafia e rădăcina, e hei, hei, he, mai departe. Și evident lucrul ăsta. Nu e șor. Șorul este doar un pion. Și pentru noi era Unica întrebare, Da, dacă vine șor la putere? Pentru că la noi, Republica Moldova, nu se face absolut nimic ca șor să nu vin la putere. Că nu se închid sursele lui de venit, că din marea dorință de a închide Vodou, televiziuni, nu se rezolvă problema, că lumea continuă să fie săracă și manipulată și vulnerabilă și continuă să fie nevoit să iei aceste 400 de lei să meargă la un protest, sau acest deputat care să-și iei 5.000 de euro. Da, nu toți au așa viziuni cum are din pentru că eu, de fapt, vreau să-i amintesc tuturor, în luna aprilie, eu eram cetățean simplu a cu background de polician. Eu nu eram nici consilier municipal, nici local, nici deputat, nici primar. Eu eram cetățean simplu care a semnalat o uh, ilegalitate și care a ajutat organele competente să-și facă treaba. Punct! Și de asta eu îndemn toată lumea, acolo unde se află, să aibă curajul și să semnaleze aceste acte de corupție. Pentru că noi, din păcate, avem corupție acum pretutindeni. Bine. Uh, revenim la ideea că șor voia să utilizeze partidul dumneavoastră pro-european despre care probabil discutați că trebuie să-l faceți pentru a trage acești deputați din pas. Asta ar însemna că Șor deja era conștient că veți face un partid pro-european pe care el îl va controla. Și în august apare partidul dumneavoastră ALDE. Ăsta el credea că va fi partidul pe care îl va controla. Da, el așa credea. Uh -huh am înțeles. Acum apariția acestui partid. Uh, interesante informații. A apărut din uh, schimbarea denumirii fostului partid de acțiune democratică lui Mihai Godea. Condus de Mihai Godea, că eu am văzut acolo da. mulți colegi de-a lui Godea. Așa, bun, condus <coughs> partidul lui, în principiu. Un politician care în 2011 a părăsit pe meu și mai direct, mai indirect s-a alăturat echipei lui Plahotniuc. La un moment dat, prin 2016, chiar devenea și consilier principal al lui Pavel Filip. Acum el vreiese că v-a dat acel partid pe care dumneavoastră l-ați schimbat și l-ați făcut în ALDE. Cum credeți că mai poate fi credibil acest partid cu un acest trecut? Să pornim de la fostul președinte acestui partid, care a condus acest partid, nu știu, vreo 11-12 ani. Deci acest președinte acestui partid a avut oportunitatea să fie investigat sub toate aspectele, dacă ne să spuneți despre un trecut. Eu nu știu despre ce trecut. Pentru că eu am gândit foarte pragmatic noi cu colegii din Bălți, încă din luna mai, colegii doar nu știau că eu ajut organele să demonstrăm că Nesterovski din Bălți e corup deșor. Din luna mai, colegii din Bălți, din comunitatea noastră de bălțeni, s-au preocupat, doamna Rina, ce facem în alegeri locale, pentru că eu am promis oamenilor că în 23, în alegeri locale, am scandidez. Noi am discutat mai multe opțiuni. Noi nu am mai vrut să mergem pe candidat independent, cum am făcut-o în 21. De ce? Pentru că orice primar are nevoie de consilieri. Iar consilierii este bine să-i pui pe listele unui partid. Noi am prea căutat mai multe soluții de partide. Ne-am gândit la ideea să creăm un partid. Ne-am gândit la uh, ideea să aderăm la un partid uh, pentru că noi eram mulți uh, și să Alegem un lider de partid pe platforma căreia eu să candidez la locale din Bălți și să meargă colegii mei în calitate de candidat la consilier. Deci foarte simplu și clar. În luna iunie am făcut și un sondaj să înțeleg Policeanu Arina Spătaru cu ce zestre, cu ce background politic se pornește în alegeri, adică nivelul de încredere a populației, pentru ce oamenii ar vota în turul 1, în tur 2, așa fac toți polițienii și toate partidele. Doar că aceste sondaje nu sunt arătate publicului larg pentru că este sondaje, așa se zice, interne. Noi am făcut atunci două sondaje ca să înțelegem la nivel național care sunt simțirile și nevoile cetățenilor. La nivel de sondaj de bălți, eu am descoperit un lucru care e probabil pe mine ca um, polician, ca activist civic pe atunci, un pic mai dezamăgit. Pentru că, pe de o parte, eu aveam o încredere foarte bună a populației în mine. Eram foarte bine poziționat. Dar, la nivelul intenției de vot, eu eram clasată pe locul 3 sau 4. Și ca să înțelegeți um, situația care s-a creat, noi deja știm cum au avut loc alegerile la Bălți și care a fost rezultatul. Deci, ca prima intenție de vot a bălțenilor era orice candidat al lui Renato Usatăi, ca a doua intenție de vot era orice candidat al lui Lanșor și ei ambii luau câte puțin și urma să fie turul 2. Locul 3 e locul Pani care pe atunci deja din banii lui Șor făcea figurații prin Bălți și, și ca care, să înțelegeți. Care e legătura cu partidul lui așa, Godea. Așa. La nivel național, noi am descoperit un detaliu foarte important. În primul rând, noi am văzut că cetățenii din Republica, Republica Moldova în luna iulie, mai mult de 50% considerau că dosarele cei se întâmplă lui Șor sau nedrepte, sau este justiție incorrectă sau șor este persecutat. Și iată, această întrebare a fost triggerul care m-a orientat pe mine ca politician. Cum poți conduce cu o țară având majoritate parlamentară ca peste 2 ani de guvernare mai mult de 50% din cetățeni să considere că șor este bun? Înțelegeți? pentru că noi în sondajele este pe mine mai interesa și poziția Desigur că bălțul a afectat de șor în alegeri, desigur că intenția bălțenilor de a... Și să vedem. Și am mai văzut un lucru, în jur de 40% din cetățeni din respondenți uh, erau total dezamăgiți în guvernare pas și nu aveau opțiune de vot. Pentru că nu... deci, se vedea foarte clar că există un segment anumit pro-european, dar la mine profilul este pro-european, care așteaptă o opțiune. Atunci noi am decis să căutăm o soluție să facem un partid la nivel național și nu regional. Și atunci eu am înțeles un lucru că eu nu voi candida la Bălți, pentru că eu nu am, din păcate, șanse reale să candidez. Așa. Punct. Așa. Și atunci, noi deja ne-am mai sunat că, de, da, în, în, contextul experienței mele de polician, de deputat în Nord, mai aveam persoane care au mai plecat dintr-un partid, de altul, așa l-a dezamăgit, așa la, care mereu mă, durgă, deorgăiau și spuneau, Rina, și faci la alegeri? Doamnă Rina, cu și te duci? Și faci? Și am zis că, băi, -am să încercăm să facem un partid al nostru. Distrâns o mii de semnături, tare simplu. Până ne-am învârtit noi, până am catat noi, pentru că ideea de a denumi partidul erau mai multe denumiri, uh, noi am descoperit că a apărut o decizie a CEC, că de la ziua, momentul când au fost anunțate aceste alegeri, deja partidul care va fi înregistrat nu va putea participa în alegeri locale. Ori eu nu aveam de gând să particip în bălți, să fie foarte clar, eu am înțeles că nu are rost. Profilul meu de, de polițean pro-european nu, nu adună voturi. Da, Haroșii pare netă harașo, cum s-ar spune, noi, e profesia. Oamenii mă consideră bună, dar oamenii nu sunt gata în bălți în majoritate să mă voteze ca primar. Și am zis că de ce ar trebui eu să-mi pierd resursele Am înțeles mergând și ați apelat acolo. la formula mai scurtă, da? Și am cătat o formulă mai scurtă și ne-am adresat la mai, multe, la mai mulți lideri de partide și cu întrebarea și facem? și planurile pe viitor. Am zis că dă să mergem pe opțiunea de a recicla, da? Nu a zvârli, de da, da, Ei nu moarte, că atâta Uitate. timp cât ele au, au rapoarte financiare și nu sunt excluse, iradiate, ele sunt fiecare după noi doar, uitați-vă câți SRL-uri în Republica Moldova avem și care aduc impozit serios și care... fără da, activitate. Da. Ne-am adresat la mai multe, am vorbit cu mai mulți lideri. Cu ce și... partid? Deja nu mai contează, pentru că noi avem orgoliu este că liderii ăștia, e tau partidile astea, că ele stau, e nu fac nimic, dar doamne ferește Zic, să zic că i să-i dau o șansă la partidul ăsta. I-am dat să poate femeia asta a mișcat lucrurile cu echipa lui. Iată și desigur că noi am ajuns la Godea. Tare simplu. Am ajuns și la Godea. A, dumnealui a venit la bălți. Adică noi ne-am adresat prin mesaj, prin telefon, nu contează. Dumnealui a zis că uite, hai că eu vin la bălți și discutăm. Noi pe urmă am, am descoperit că domnul Godea. Eu nici nu știam că el a fost la uh, Filip ceva și-a făcut el. Pentru mine asta mai puțin conta. Pentru noi era important că partidul să nu fie uh, vizat în procese penale cu privire la finanțarea partidelor ilicite da? și ca aceste partide să fie cu contabilitate, adică pe plutire, nu ca noi pe urmă să începem a ne apuca de cap să vedem de unde am pornit și unde să luăm. Așa. Din mai multe turi de discuții, pentru că prima tură a fost la Bălț, a doua tură la Chișinău, a treia tură domnul Godi așa, a adunat consiliul care, căruia am răspuns toate întrebările. Domnul Gode a fost unicul lider care a fost deschis și care a avut capacități să-și adune efectiv niște membri. Pentru că nu i secret, în mare parte, partidele noastre sunt partidii unui om. Și gata. Și celelalte semnături sunt pe... Da, au fost echipe acolo unde noi e, am atras oamenii pe care îi cunoșteam și au aderat. E, este evident că toate partidele așa fac. Și noi am organizat congres, nu mi-a dat godea partidul așa, ca poman. Am organizat congres unde au venit delegați, noi am făcut totul legal, corect, nu poți face politică serioasă în Republica Moldova și te pornești așa, la direcție. Și iată, noi, pe urmă am făcut congres, am depus acte la ASP, am trecut toate verificările. Acum, legislație foarte rigidă pentru partide politice. E foarte rigidă. Aici, de la guvernare, dorind să lupte cu resursele ilegale a lui Șor, au creat așa un cadru legal aspru, când partidele de bună intenție sunt groașe, sunt gloadă, să se, se prăpădesc. Cam asta e situația. Deci noi am avut congresul, am depus actele la SEP, în termeni prevăzuți de lege, am ridicat actele, deci la noi absolut tot a fost legal și corect. Da, iată după asta, eu recunosc că am fost nevoie să mai primesc în partid, pentru că, la moment, asta era un instrument ca noi să putem demonstra că șor anume are intenția să finanțeze un partid politic. Până atunci, partidul nu exista. Am Ați înțeles, bun. Cam asta a fost istoria. Pe mine -a și alcune. noi am revenit la colaborare cu colegii și cu partenerii mei din, din misiune. Și că zic, doamna Rina, haideți, ajutați ne noi trebuie să demonstrăm. Bine, pe mine mă interesează altceva. Cum dumneavoastră nu v-ați informat despre trecutul acestui politician de la care luați un partid? Pentru că nu cred eu că, de exemplu, ați fi luat PD-ul mort al lui Plahotniuc să-l transformați în ALDE. Dar ați luat un partid al unui om care a fost printre primii Așa. considerați ca fiind transfugi. Şi? Păi și dumneavoastră Şi? ați luptat împotriva Şi? regimului plahotnic. Păi după godea gode atâția ani au condus partidul, uh, organele de închetă au avut posibilitatea să demonstreze. Păi nu contează la nivel de... De, 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 de ce știu. am să vă zic viziunea mea? Un partid politic nu este un măr stricat sau mai puțin stricat. Un partid politic, ăsta e un grup Pentru de Pentru mine oameni. personal se face asociere de imagine indirectă și cred că sunt foarte mulți oameni care gândesc ca și de acord, mine. Eu mă uit la trecutul partidului și dacă văd ceva... Ce ați găsit murdar, în trecut? Păi asocierea asta. Asocierea că, anumite așa, mai departe. Deci asocierea gânduri. este cu acțiunile membrilor partidului sau acțiunile unui nu, lider? de exemplu, așa. un partid al unui om care, într-un moment dat, a părăsit propriul partid și a anunțat că candidează la alegerile din Chișinău în momentul în care partidul lui deja avea un candidat și mai, a mai fost filmat, este în presă, imagine, în fața la Nicolae Sulac cu mașina PD-ului lângă el și cu niște chestii. Așa. Păi cum poți tu, fiind polițian pro-european, să iei un partid de la el? De eu n-am luat partid. Păi asta acceptat să luați. Repet, noi, eu nu am luat partid. Eu am fost aleasă de colegii mei Păi da, dar era șansa să faceți un partid de la deci, zero, fără astfel deci de trecut. Șansa să faci un partid de la zero este și până acum este, nu e o problemă. Dar, pentru că noi nu am avut termeni rezonabili, noi am decis să luăm și dacă eu mă adresam și luam un alt partid în buzunar, asta e una. Dar atunci când te adresezi la membrii partidului, faci o adunare. Pentru că nu poți deveni lider pur și simplu, trebuie să aibă loc Congresul. La noi Congresul a avut loc sub camere, noi am invitat toată presa a fost transmisiunea, privesc eu la acest partid au aderat <coughs> colegii mei din teritoriu acolo pe care îi cunoșteam mai bine și ce dacă la acest partid au aderat foștii mei colegi din platforma, da, care au zis că ei au încredere în mine de exemplu, sau au încredere în doctrina partidului, sau par... foști colegi a partidului liberal-democrat sau foști colegi a partidului altui partid pentru mine mai puțin contează. Și eu cred că este sunt niște stereotipuri induse intenționat pentru ca să distragem atenția de la subiecte legale. Ori, partidul a participat la finanțării legale, nu. Eu am preluat contabilitatea curată. Liderul a fost învinuit oficial, a primit sentința, nu. Eu nu vreau păi, să mă da, transfer dar foarte mult, în, ce -au în primit sentință. De ce să nu s să apuce? Haideți să începem. Deci, eu nu vreau să mă transform în avocatul domnului Godia, pentru că domnul Godia acum nici membru de partid nu mai este, să fie foarte clar. Așa, uh, pentru că noi am uh, restartat acest partid, pentru că noi avem membri în mare majoritate noi, pentru că oamenii care erau pe liste membri și au dorit să rămână din partidul uh, uh, care se denumea precedent altfel, au decis să rămână, au rămas bine mersi, sunt membri de partid, avem câteva persoane care sunt foarte active, câteva pasive, că sunt foarte ocupate, deci noi nu putem neglija membrii partidului care au aderat la acest partid doar pentru că avem niște suspiciuni, el poți fi și rezonabil. Deci eu nu vreau să mă transform în, 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 în avocatul lui Godea. El să-și rezolvă problemele singur. Dar, atâta timp cât a fost realeasă o nouă conducere, atâta timp cât în mare majoritate membrii sunt noi, atâta timp cât organul, orice partid, ca și orice altă structură, are um, mișcările astea tectonice de membri. Da, sunt mai mulți care deja au plecat și de la noi. Ei au venit probabil cu alte așteptări, au venit cu celelalte așteptări. Noi am trecut o perioadă de verificare, ca și toate celelalte partide. Noi am început în septembrie să dăm raportări oficiale pe site-ul cecului. Iată, ieri m-a sunat contabilă, deja avem raportul făcut anual și la Curtea de Conturi. Am făcut și niște greșeli în contabilitate, eu răspund de situația în care am fost aleasă de o echipă de oameni. Și lucru este ordinar, este un lucru normal, Asta și un clar. lucru care, care n-ar trebui păi da, da, să atragă temelia, atenție. temelia partidului. Care temele? Temelie sunt eu și membrii Consiliului Național Politic nu. Alde. Care sunt niște rădăcini mai vechi ale partidului pe care le-ați preluat indirect. Care sunt rădăcinile acestea? Păi de... În afară de contabilitatea în ce care e una foarte modestă și care uh, a arătat că am mai avut și niște contracte de chirie și nu au fost achitate și atunci eu mă gândesc cum să, să îmbunătățesc păi omul, relațiile. Uh, cre Credeți că acest partid a fost creat uh, la indicații uh, din pură intenție exact după ce a părăsit PLD-ul meu? Se Pe mine mai puțin mă interesează ce a făcut și care au fost intențiile păi da, acestui om, care a făcut atunci. Pe mine mă interesează ce fac eu din 5 august și pot să vă poiesesc cu mare lux ce facem noi. Bun, uh, ALDE, acest nume la nivel european uh, a fost și aici un pic de scandal uh, cu preluarea numelui ALDE un grup parlamentar din care faci parte sau din care fac parte vreo 70 de partide la nivel european. Ați preluat și logo-ul și coloristica și așa mai departe. Fals, nici logo-ul, nici coloristica. Fals. Iată, puneți pune logo-ul al de european și puneți al de Moldova, tot al Dar numele măcar. Ați avut dreptul, ați informat da, europenei despre am asta. Am avut dreptul pentru că noi trăim în Republica Moldova, un stat independent. Noi am avut dreptul să ne interesăm la organele noastre abilitate, care este ASP-ul, unde noi am scris un demers prin care ne-am interesat. Dar noi am scris demersuri la mai multe idei, nu ne v am zis deodată. Noi am avut mai multe idei. La care noi am primit și un răspuns oficial din partea ASP-ului, că da, noi putem denumi partidul nostru în Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa. Mm -hmm. Am văzut o scrisoare semnată de secretarul general ALDE, adresată prim-ministrului Recean, în care vorbește despre faptul că ALDE Moldova a fost înregistrat cu încălcarea drepturilor de proprietate asupra numelui ALDE, logo-ului și elementele de brand. Atunci când noi ne adresăm la ASP, la instituția de stat și care de acceptul să putem folosi această denumire, eu presupun că specialiștii ASP verifică cadrul legal <coughs> și permisiunea. Și dacă noua ASP-ul ne-a permis acest lucru, înseamnă că noi am făcut totul legal. Uh -huh. Doi la mână. Este strigător la cer când un secretar a oricărui partid pro-european, chiar dacă noi ne dorim să ajungem în Europa, dar este strigător la cer când un secretar a unui partid european scrie prin ministrul Republicii Moldova fața centrală a unui stat independent și suveran și îi dă indicații ce trebuie să fac. Mai mult decât atât. Îi dă recomandații să încalce uh, responsabilitățile lui de prim-ministru și să iei singur și să radieze partidul ca așa vrea cineva. Deci noi nu trebuie să uităm că ALDE este un grup parlamentar. Și în ALDE, în afară de acest secretar, mai sunt și alte partide europeni șaptezeci. Da, și noi avem suportul la mai multe partide de acolo. Și cel mai mult, această scrisoare a provocat o înțelegere chiar în grupul lor parlamentar. Pentru că niciun om normal și teafăr la cap nu vede cum se poate că acest om ați văzut. Iar cel mai mult, și asta e foarte important ca următorii dinea să știe, pe data de 17 și 18 octombrie a fost într-o vizită de lucru în Parlamentul European. Scopul nostru a fost să facem cunoștință cu fracțiunile parlamentare. Le-am înmânat la toate aceste fracțiuni manifestul nostru ALDE și am fost și la domnul președinte, a cărui secretar o scris de mers, în birou. Și ce a zis? La domnul nu a avut nici o pretenție în raport. Noi am zis că bună ziua, noi suntem ALDE Moldova, Uh, noi ca fiind în familia lor? Da, de ce ar trebui eu să aștept să mă accepte? Pentru că ca să devii membru a unei familii trebuie să întreprinzi niște acțiuni, domnule Chicu, și toată lumea asta a făcut. Noi nici nu am pretins, nici nu am zis că noi păi suntem da, membrii familiei. Dar găsiți oricare altă denumire a partidului. E, 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 clar că ați vrut să trageți imagine din asta. Și... Pentru cel mai prost alegător. Noi am făcut ceva ilegal? Păi nu, dar în momentul Așa. în care ziceți că nu sunteți Acum, ca haideți, ei, haideți, dar... haideți să distragem exact atenția și să ei... vedem zicem... Cine a avut scopul să creeze din asta un scandal? Nu mă interesează asta. Eu când am văzut ar trebui, eu personal. Ar trebui, Am văzut toate detaliile, toate declarațiile, da, am ar văzut cubușe așa, bun, da, nu mă interesează a, asta. A, aha, a, și așa. Deci, stați să se bagă acolo. în bucătăria unui noi respectăm când toate partidele europene. Eu știam despre al de european așa, și m-am interesat este singur. grup unde noi vrem să creștem și să ajungem. Dar după așa. așa istorie, sincer, deja nu mai vreau. Iată, sincer, nu mai vreau un alde. Pentru păi, că cu așa păi apucături... schimbați din partidului. Asta o să decid forul nostru a partidului. Și nu, nu. și nu uh, un secretar a unui grup sau unui, un președinte a unui partid uh, mai puțin cunoscut în Republica Moldova, din marea sperietură. Astea nu sunt valori europene. Noi vorbim despre asta. Ori, ori noi despre ce vorbim? Deci atâta timp cât cadrul legal nu ne permite să fim aici, noi avem partide și cu denumiri, noi avem partid conservator în Republica Moldova, știți? El nu are nimic comun cu grupul conservatorilor din Europa. Nu are absolut nimic. Și nimeni nu a avut pretenții la el. Dar PNL-ul nostru din păi Republica colaborare Moldova, colaborare, da? Dar vreți să spuneți că pnl dacă intră o colaborare, el nu a făcut cadrul legal, nu a întrunit niște acțiuni? totuși le-au le coordonat au făcut toate astea. Dar noi nu suntem coordonați nici de vest, nici de est. Noi suntem moldovenii din Republica Moldova. În fiecare în parte, supărat și decepționat, într-o acțiune a unui partid oarecare sau într-o acțiune a unui grup de oameni dintr-un partid care credem că avem suficientă putere, sănătate, ne-a răsflecat mâinicile și punem umărul la dezvoltarea societății democratice în Republica Moldova. E clar, dar din toate denumirile milioane posibil ați ales acesta care tot e cu scandal. Asta e, trebuie să poți face asta. Scandal <laughs> îl face cineva cu alte scopuri noi nu am provocat acest scandal. Dar era din Noi ne-am adresat ceva va fi. înainte de congres uh, cu inițiativa, noi ne dorim să schimbăm denumirea, noi ne dorim să devenim parte acestui grup parlamentar european. Noi am scris de la Congres, am primit scrisori de încurajare din mai multe partide europene, am primit și un mesaj video, pentru că era august, toată lumea era în vacanță, dar unii deputați, aflându-se pe malul unei mări, ne-au trimis niște videouri de încurajare. Da? Deci noi am mers acolo, la, în Parlamentul European, am înmânat manifestul. Domnul președinte acestui secretar absolut nicio pretenție. Ha, eu vă știu! Gata! Pentru că am zis că ok, dacă a ceva, desclarificăm lucrurile. Așa, doi la mână ca să punem punct la discuția asta. Eu, din câte am înțeles, tot scrisoarea asta nu a ajuns la prim-ministru. Înseamnă că poate asta iarăși e dorința cuiva care vrea. Ea a fost scris, Ea asta scris. important. Dacă e falsificată, încă în, în era noastră, lucrurile pot să se întâmple diferite. Ați văzut câte... Am văzut și o semnătură acolo. Da. Deci poate asta s-a făcut cu scopul de a mai discuta niște lucruri. Deci ca să fie foarte clar, noi oricum ne-am adresat către grup parlamentar și către toate partidele din acest grup parlamentar cât fiecare fracțiune și cât fiecare deputat în parte, că noi, noi personal, tot vrem să clarificăm lucrul ăsta. Pentru că dacă asta e dorința unui secretar de partid, asta e strigător la cer. Ori noi suntem parteneri cu europenii, dar nu într-atât ca un secretar de partid de prim -ministru, să dea indicații prim-ministru și să-i radieze un partid. Că noi parcă secretar avem cadrul legal. Nu contează. E secretar general să fie secretar general. Doi la mână. Dacă asta e o făcătură, noi vrem să clarificăm. Dacă asta e o minciună, eu sper că eu am găsit răspuns la această întrebare, pentru că pentru noi tot mult contează imaginea noastră. Dar dacă în noi se lovește cu nimeluita, noi ce ar trebui să facem? Hai să închidem partidul, să stângem lumina, că cineva își dorește. Dar uitați-vă, doamnă președintă, în ultimele luni, câte videouri de astea false au primit și care e problema? Fake-urile. Păi, da, nici noi nu avem niște dovezi serioase. Pentru că, de fapt, această scrisoare, supărarea celor de la Alde, noi am, am citit-o pe Facebook, deci scris în mie. Eu, ei ne cunosc. Noi le scriem, ei au toate coordonatele noastre, toate contactele noastre. Niciodată n-am avut nicio pretenție din partea lor personal să ne scriem. Mai mult decât atât. Noi am sunat la telefon pentru că acolo sunt doi copreședinți. Dacă unul e supărat pe noi, des să-l vedem pe a doilea. Tot e bine mersi. Deci, dacă ai pretenții, ok, dacă ei atât de tare supărați și cer de la mine cu tec deschis, doamna spătaru, nouă ne trece, schimbați denumirea nicio problemă. Dar problema e că totuși acuzile veritabile nu vin din gura lor, dar vin instrumentate de cineva. Noi neapărat o să ne clarificăm. Am primit uh, această știre în ajun de sărbători, 25 decembrie, noi oricum am scris de ne-am adresat și neapărat o să așteptăm răspuns și noi tare dorim, pentru că noi planificăm să mai plecăm acolo, să mai discutăm, vrem să înțelegem asta e supărarea lor ascunsă, nu știu cum, sau totuși asta sunt niște chichițe de unui partid de aici din Republica Moldova care consideră că ei unicul și nu mai există alte persoane. Eu le recomand la colegii mei din alte partide să se preocupe de ce au ei de făcut pentru partidul lor, pentru cetățenii din Republica Moldova și pentru viitorul nostru european. Punct. Dar să ne lasă pe noi că noi cu de ne clarificăm. Am înțeles. Bun. Trecem la alt subiect. Ați spomenit chiar și anterior că sunteți preotease sau soții de preot. Soțul dumneavoastră, Anatolie, pare mi se... Da, da, părintele Anatolie. Părintele Anatolie activează într-o biserică aflată într-o gradă unui spital din Bălți. Eu n-am fost acolo, nu știu cum e. Clinic, spitalul clinic din Bălți. Da. A fost un subiect în presă. Pe 27 septembrie ați spus că Ministerul sănătății ar fi emis o dispoziție prin care îi se cerea soțului ca timp de câteva zile 15 biserica să fie scoasă din incinta spitalului. Da. Apoi a fost o reacție a directorului acelui spital care zicea că manipulați și că e vorba despre un alt spațiu, o locație temporară de care ați beneficiat atâta timp cât s-a construit biserica din o gradă a spitalului și acolo unde în acest spațiu trebuie să fie pusă o tomografie computerizată până la urmă ce s-a mai decis? Deci, ca să fie foarte clar, vezi fiecare același, eu abordez asta ca lăcaș sfânt, care a fost deschis în 1999. Exact acest spațiu, directorul Antichrist, îl abordează ca un spațiu auxiliar nu știu ce, nu știu cum. Dar noi vorbim Bine, despre același spațiu. E biserica despre sau e biserica acord... aici? Da, e para... el, corect, se spune Paraclis. Deci e un spațiu acordat de către Spitalul pe atunci Municipal Bălți din 1999. Este activează. Și acest paraclis este unul din cele 47 care se află în Republica Moldova, în instituții publice. Deci, asta nu e unica biserică care se află în incinta spitalului și eu știu că și Chișinău există așa istorie. Și nu numai în spitale, și în penitenciare, și în alte instituții publice. Deci, Spază șapte. Așa. Deci, timp de 20-25 de ani, soțul meu acolo a fost slujitor. Deci, să fie foarte păi și clar. Acum e, nu? Eu vorbesc până la momentul când s-a luat o decizie. Deci, soțul meu este scleric a Bisericii Sfântul Pantelimon, care reprezintă Metropolia Chișinău și a Moldovei. Deci, reprezentantul legal este Metropolia. Soțul meu este angajat, să zicem așa, simplu. Doi la mână. Biserica activează pe baza unui acord făcut de către spital și minister și biserică și parohii. Da? Înțelegeți cum? Deci nu poți, dar nu poți să activezi, nu poți face <coughs> nimic în instituție publică, nu ai de un, nu, nu, poate o biserică <coughs> să activeze din 1000, atenție, 1999. Și până acum la moment, pe perioada cât am fost eu deputată, eu am mărit bugetul prin implicarea mea, prin umorul meu, prin faptul că unde ajungeam numai de spitalul din Bălți vorbeam, pentru că până atunci el a fost municipal și în 2018 el a devenit clinic, dar ministerul continua să-l finanțeze ca municipal. Era practic un ambulatoriu. Eu am început foarte mult că a scris condițiile pentru bălțeni. Pe parcursul a toți ani ăștia, bisericuța asta nu a încurcat nimănui. De ce pe data de 27 septembrie, atenție, eu am făcut dezvăluirile pe 22 și deja pe 24 a venit directorul spital și a spus soțului să-și să strângă lucrurile și să plece. Cum poți să iei o decizie așa? Dar biserica, conform canalului, nu poți pur și simplu închide și pleca. Există niște instrumente și e vorba despre locatarii oricărui spațiu, fie tu om care închiriezi un apartament sau fii tu un om care închiriezi un spațiu pentru antreprenoriat. Deci, omul a activat ca preot și vine directorul și îi spune, strângeți-vă că ministerul a decis. Cum așa? Și mai mult decât atât, dacă soțul meu a zis că nu, dați-mi niște argumente, dați-mi niște răspunsuri, dați-mi niște adresări să înțeleg în ce constă, de ce? Ce s-a întâmplat? Știți ce se întâmplă? Vine un reprezentant al spitalului și stinge lumina Abiseric. Da, noi recunoaștem, acolo erau și niște datorii. Dar aceste datorii au fost achitate în termen și când s-a stâns lumina, deja aceste datorii au fost achitate. Ca să fie foarte clar. Mai departe, ce se întâmplă acum? Soțul meu a fost târit până acum, prin fel de fel de procuraturi, poliții, ceneauri, pentru că ministerul și directorul spital continuă să-i să bage strâmbi soțul meu că de ce nu pleacă. În discuția doamnei Nimerenco personală cu parohenii biserici, pentru că ea venit într-o zi acolo într-o vizită și parohenii s-au adunat. Deci, biserica asta nu e soțul meu. Biserica asta e comunitate de oameni. Oamenii au mers să vorbească cu ei. Știți ce a zis ea? Nu poate un preot, dacă e soție agentul pe acoperire, să fie preot la biserica din spital. Eu au o spus asta cu text deschis, mai mult decât atât. Chiar și în discuții scrisă, prin mesajă, că lumea a încercat să o convingă. Doamna Nimerenco, din 1999 este Paraclisul. Acolo și-au plâns lacrimile toate mamele amărite a căror copii practic amușmor, pentru că acolo e un complex foarte mare. Acolo sunt mm. 800 și ceva de paturi, acolo este maternitate, acolo este uh, centru uh, pentru copii pediatrie, acolo este centru de sănătate și diagnosticare, acolo e un centru foarte mare. Și acolo noi nu stăm de frumusețe, dar soțul meu își îndeplinește misiunea corect și cinstit. Astăzi ce decizie este? Uh, dumnealui activează în continuare acolo? Dumnealui activează în continuare prin întuneric, pentru că Dumnealui nu poate să-și revendice dreptul, să conecteze lumina. Dar în biserică e tot pa ok. Toți pacienții, oamenii care vin lumină. să se închine, stau pe întuneric și slujesc pe întuneric. Am înțeles, la Domina, dar biserica Biserica care este construită în parcul spitalului este biserica pe care au construit-o din 2000, nu se minti, probabil că din 2004 s-a pornit toată istoria asta. Și asta e pentru că Consiliul Municipal Bălți, că pământul era a Consiliului, spitalul era a Consiliului, a oferit spațiu, așa cum s-au mai oferit și în alte uh, orașe și sate și în alte zone din Bălți, a oferit spațiu iarăși pentru pământ, pentru metropolia Chișinău și a Moldovei să edifice acolo o biserică. Înțelegeți cum? Deci să fie foarte clar, acolo, pentru că deja proprietatea pământului este a metropoliei, mai greu să închizi, pentru că gata, dar aici, dacă ești что сезиче на птичьих правах яни институте публика неешшне выитсыжоч аша шнунце лечь синтымкувырат дары к статистика диндол зашидолптбр анутри куп накунич ничего преутниччаоркеры параклис Нижний тро институте публика ну а примет аша демерсу косы или береза спатью кксплекеворрспуны ceva sau altceva. Deci este evident că lucrul s-a făcut intenționat. Eu cred că asta e uh, emoțiile exagerate, doamne, mi că e așa e fată. Și pentru că pe vremuri i am călcat pe gât și uh, i- ea a vrut să-și pună un alt interpus pe care până să sfârșit l pus la un gen, dar l-a am înțeles. Noi am avut cu dânsa așa o, o bătălie de concursuri că ei s-au făcut foarte cunoscuți. Asta e alt subiect, prin... nu avem timp da, da. pentru asta. Eu aș vrea un pic să vă întreb despre faptul ce părere aveți despre această tendință de a trece de la metropolia Moldovei la cea Basarabiei în contextul invaziei Federației Ruse în Ucraina. Eu la început când a apărut scrisoarea metropolitului Vladimir în spațiu public am zis că asta e un început al unității creștinilor, pentru că nu este bine ca creștinii să fie dezbinați după niște criterii politice. Dar după cât te văd, totuși politicul din Republica Moldova, care are și până și cuțitul, face tot ce este în puteri ca să dezbine cetățenii și pe acest subiect. Ca să depărteze cetățenii de la valorile de bază a creștinismului, de exemplu, ca noi să credem că nașterea Domnului nu este despre Fecioara Marie, despre Iisus Hristos, dar despre biscuiți cu copți acasă, cu copii sau altceva. Dar de unde luați dumneavoastră? vă întreb despre altceva. Despre trecerea mea. Eu vorbesc, eu vorbesc despre dezbinare. Pentru că preoții dintr-o metropolie sau alta, în primul rând, sunt cetățenii Republicii Moldova. Da, ei au dreptul să aleagă. Păi și, și slavă Domnul că ei și... au dreptul și au oportunitatea asta să se aleagă. Eu vorbesc despre faptul că se încearcă să fie dezbinați creștini. Și creștinii să se tragă de părșpirițele de socializare și prin alte uh, contexte. Iată de ce eu salut libertatea oamenilor de a se asocia în diferite comunități. Dar eu am pretenții și la o metropolie și la alte metropolie care a făcut puțin sau practic nu a făcut nimic ca să se unească în jurul lui Hristos, dar totuși se unesc în jurul unor decizii politice sau geopolitice. Dar Isus Hristos este unul și noi lui trebuie să-l slujim și nimănui altuia. De asta eu tare sper că libertatea asta de a alege comunitatea va așeza lucrurile și oamenii nu vor uita că Dumnezeu este unul. Bun. Vă citez acum de la M4 în campanie electorală. Ați pus o declarație interesantă. Eu am râs când am auzit-o. Metropolitul Vladimir este unionist, după părerea mea. Da. <laughs> Îmi pare bine că v-am făcut <laughs> să râdeți. Dar de ce ați o, râs? Am râs pentru că știu istoricul dumnealui. Care? Chiar și recent a fost încă o dată la Moscova. Sau de câteva ori. În momentul în care acolo Patriarhul Chiril se roagă pentru război și pentru invazie, iar ieri am citit o știre, precum că preotul care a oficiat slujba de înmormântare a lui Gorbaciov, pare mi se, a refuzat acum să se roage pentru război și a fost exclus. De acord, dar în Rusia știți că și mulți jurnaliști sunt persecutați. Păi și tocmai de asta. Și De ce să accepti să sub un regim da? asupritor? Și să Noi duci cumva suntem cu în Republica Moldova sub un regim din nu, Rusia? Dar dar despre regim putem vorbi. Biserica Așa. se subordonează Deci unii... există, există nici un cadru legal la, la cum este făcută, construită biserica în plan mondial. Eu aș găsi o altă soluție, nu, nu Patriarhia Rusiei. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să fie întreprinse în niște acțiuni. Nu poate niciun mitropolit să se trezească într-o bună zi de dimineață și să iei o decizie. Că eu mă duc azi la stânga sau la dreapta. Așa. Deci, eu din 28 de ani de când sunt preoteasă, preoteasa activă, cu profil activ, soțul meu tot timpul a muncit onest, cinstit, eu nu am simțit această presiune din partea patriarhului sau altceva. A, dacă este vorba de jurisdicție, este de acord. Pentru a aplana discuțiile astea legate de război acum din Rusia, Metropolitul ar... Din Ucraina. Ar, din Ucraina da, atacul Rusiei asupra Ucrainei. <coughs> Metropolitul ar putea găsi o soluție și eu o știu chiar care, dar n-am să o spun pentru că nu am niciun drept moral să mă dau cu părere atâta timp cât eu nu pot fi parte acestei schimbări. Metropolitul are echipă, are episcopi, are uh, exact ca un partid, birou politic permanent, Consiliul Național, că atunci când te duci la ASP să schimbi denumirea sau altceva, dacă nu ai semnăturile, dacă nu există oamenii responsabili care au ridicat mânuța, nu ai șanse. Și în Parlament, votăm, că cine pentru, cine contra, dacă nu a întrunit. Deci, metropolitul de unul singur nu poate schimba lucrurile. Metropolitul ar trebui să aibă o majoritate confortabilă ca aceste lucruri să se întâmple. Dacă această majoritate confortabilă pentru ca să se întâmple un lucru sau altul nu este, înseamnă că noi toți, ca societate, mai avem încă de muncit. Să ne punem întrebarea de ce lucrul ăsta nu se întâmplă, cum pot lucrurile astea să se îmbunătățească ca metropolia Chișinău în întregii Moldovei să-și schimbe eu nu pot să spun că asta sunt influențe, pentru că din cărțile de religie, liturghier, ceasovnic, pentecostar sau alte cărți, eu le-am văzut toate tot una. Și în Republica Moldova, și în România, și în Italia am fost, și în Grecia am fost. Deci nu se schimbă nimic absolut. Dar jurisdicția e diferită. Unul se supune patriarhiei româniești, altul patriarhiei Constantinopol și toate celelalte. De ce Metropolitul Vladimir este unionist? când n-am mai aflat. Metropolitul Vladimir, după părerea mea, este unionist. Pentru că eu îl cunosc un pic mai bine ca dumneavoastră. Și noi putem să ne dăm cu părere atunci când cunoști omul. Doi la mână. Nu uitați că el vine din Cernăuz, păi din zona și... Bucovinei. De acolo, dragostea asta față de eu limba română asta. și este transmite cu laptele mamei. Nu uitați de lucrul ăsta. Și asta este foarte important, ca să înțelegeți. Păi stați un pic. Așa, Spuneți despre unionism. Dar uitați-vă că și eu sunt unionist în rete, Eu sunt cetățean al României. Eu mi-am redobândit cetățenie pentru că eu așa mă simt. Pentru că pe mine bunica mea, când eu învățam la școală în limba moldovinească, m-am Învățat, grafia latină. Pentru că bunia lumea o avea ascuns fost președinte de colhoz atunci, el avea ascuns certificatul lui de naștere din România, scris în română, fumușel, așa, cu, cu penița. Și ce vreți să spuneți dumneavoastră? Că dacă eu sunt unionistă înrăită, eu pot schimba lucrurile și să alipesc <coughs> România către Moldova sau Moldova către România? Sau lucrurile se trebuie să privite mai, mai păi serios, nu? nu, nu și-a avut așa. niciodată o poziție de dragoste față de România. Pentru că cel puțin. Da, 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 da cum ar trebuie să se întâmple lucruri. Asta a fost părerea mea. Asta a fost părerea pe, pe niște experiențe, Bun. pe niște comunicații. La un moment dat, acum câteva luni, Marchel de la Bălți și Fălești a avut un atac nu știu cum să-i zic, asupra întregului neam românesc, pot să zic eu, și eu m-am simțit ofensat. A zis că Stalin le-a arătat locul românilor unde le este locul atunci când ne-a eliberat de români. Iată, avem și libertate de exprimare în Republica păi Moldova. Păi și unde de poziția metropolitului mi pare unionist, foarte, mi foarte bine că uh, cetățenii au dreptul în Bălți. În Bălți noi avem 11 biserici. Și chiar cetățenii din Bălți au oportunitatea să nu meargă acolo, să asculte, dar merg în altă parte. Merg la Părintele Anatolii, care le vorbește strict despre Dumnezeu și despre cum noi putem să ne mântuim. Da? Deci asta e misiunea bisericii, să ne înveți să ne mântui. Da, noi avem și așa ceva. Dar atâta timp cât există așa preoți care sunt tolerați de comunitățile lor, înseamnă că comunitățile rezonează. Și nu uitați profilul politic a cetățenilor din Bălți. Eu vin de acolo. Omului, dacă e răs steluța și secera, gata. El uită de, nu că de mamă și de tată, el uită de valorile creștine ce să facem? Asta e situația. Dar atâta timp cât asta îi în norme legale, omul și-a exprimat părerea, da, din punct de vedere moral, lucrurile nu arată bine. Dar eu pot să vă asigur că canoanele bisericești învață toți preoții de ale lor să preocupe, de ale turmei, de ale mântuirii, să învețe Sfintele Taine, să învețe... Deci, biserica are alte misiuni. Eu asta Bun. Dacă el este și dacă metropolitul ar trebui să-i sară în cap, noi nu știm ce fac ei acolo între da? Pentru că... Păi asta așa ar fi, ar fi public destul. să spună toate astea. Metropolitul, dacă spuneți că e unionist, ar fi trebuit tot public așa. să spună. Așa, doar că metropolitul unionist, el rămâne în adânc cu sufletul. Da, ca metropolit, cu el are alte responsabilități. Ca orice responsabil de un domeniu. În momentul ca orice... în care acest preot a jignit foarte mulți enoriași, cu suflet românesc, care trăiesc aici în Republica Moldova, Basarabia, acest metropolit care E acolo la Băl să se zice... reciproc, domnule să vă spun alte istorie. <coughs> Cum reprezentanții mitropoliei Basarabiei au, au depus uh, uh, cerere în ca să fie expropriat proprietatea de la episcopia de Bălți și și dată în altă parte. Deci acolo se bagă țepi din ambele părți. Noi doar vedem ce, cu ce rezonăm. Dar mie nu -mi place că există mâncătura asta și asta nu este bine în primul rând. Dar lucrul ăsta se face și probabil că intenționat. Nu știu care e scop, nu știu care e finalul, nu știu ce vor obține și unii și alții cu asta. Dar Evident că noi plecăm de la valorile creștine și ne ducem, numai noi știm unde ajungem, dar nu doar despre creștini despre mântuitor vorbim. Și asta e o problemă, de fapt. Așa da. că noi, este foarte important și eu îndemn toți creștinii. Când văd că ies sub un preot pe amvon și începe a debita lucruri strict deplasate de ceea de misiunea preotului. Pentru că preotul noi nu trebuie să uităm. El e cetățean și el are dreptul la vot. Deci preotul poate ușor să duc să votez. Noi avem mai mulți preoți în partidul nostru care vin ca cetățeni simplu, care uh, plătesc cotizații, care au fost candidați. Noi avem preoți care deja sunt consilieri. Și eu lucrul ăsta îl um, salut pentru că preotul este tot un fel de influencer, un om bine intenționat pentru comunitate și pentru că noi în localități mu mai puțini oameni activi avem, eu cred că e o bună idee preotul sau preoteasa să se implice, să fac ceva și pentru comunitate. Dar atâta timp cât preotul uh, menține liniile roșii și de pe amvon vorbește despre sarcina lui, despre misiunea preotului de a aduce oameni către mântuire, de a împărtăși, de a mărturisi este ok. Dacă preotul pe amvon, fiind înveșmântat, începe a debita prostii și nebunii, există comisii disciplinară pe lângă metropolii. Atât și pe lângă metropolia Basarabiei, cât și pe lângă metropolia Moldovei și Chișinău. Adunați informații, adresați-vă exactă istoria cu denunțul. Plângeți-vă, explicați, pentru că preoții pot fi pedepsiți. Dar atâta timp cât noi doar o să ne supărăm și nu o să ne includem, șoros o continuu să finanțeze nestingerit partidele, unii prioți o să continuu să debiteze prostii de pe amvon și nu o să pățească nimic. Asta e situația. Deci noi acum suntem stăpâni la noi acasă, ne răsfricăm unicuțele și ne apucăm de ordine. Atâta timp cât întâi stătătorii nu le reușesc pe toate. În biserica unde slujește soțul dumneavoastră se fac rugăciuni pentru Chiril. Așa. Mm. Uitați-vă, eu chiar am să vă transmit video clar. Uh, pentru că um, ce se înseamnă pentru deci personal pentru, pentru patriarhul Chiril șar, și Şar eu am să am să revin și am să vă spun exact. Chiar nu eu știți. da, eu nu țin minte. Nu, nu mi-s a, nu m-a atins, da? Dar neapărat am să am să vă transmit și am să vă spun, sincer. Deci, ca să fie foarte clar, eu la liturghie mai puțin stau, pentru că noi avem școală duminicală. Și eu mă preocup de uh, anume în perioada, în timpul cât merge slujba în biserică, copiii vin în școală duminicală și noi avem un program separat cu ei. Noi facem ore de religie și ore de cor religios. Și eu, de obicei, foarte rar când stau toată slujba, dar de obicei vin la sfârșit când îi împărtășesc copiii. De asta știu precis că soțul meu a citit de la bun început rugăciunile de a opri război în Ucraina și asta a fost rugăciunea trimisă printr-o directivă din partea metropolitului Vladimir. Noi, în perioada când s-a început război, timp de 4-5 luni, am transformat biserica într-un depozit unde preotea să reușească să strângă donații și împreună cu familia am donat la sute de familii de ucraineni, chiar și acum recent înainte de Crăciun, pe vechi. Am invitat și le-am donat, deci noi avem o colaborare foarte strâns cu mai multe organizații non-guvernamentale din Republica Moldova și din, de după graniță. Noi avem tabără de vară, vara ne ocupăm cu dânșii, noi avem un proiect, o cantină socială pe care ne dorim tare să o finalizăm, dar toată problema în, în lipsa resurselor financiare, acolo unde noi ne dorim să hrănim oamenii solitari. Noi, apropo, datorită doamnei Nimerenco, care ne o stâns lumina în paraclisul ăsta unde aveam o bucătărioară mică, din septembrie nu hrănim uh, cele 50 de familii din nevoiași cărora odată în săptămână le duceam prânzuri acasă la oameni solitari care nu merg. Iată, asta a fost un impact negativ asupra activității noastre. Dar suntem plini de entuziasm și mergem în continuare și învățăm oamenii și ne dorim să educăm cât mai mulți copii în spirit creștinesc și cât mai mulți cetățeni să învățăm să fie creștini adevărați. Vă să vă întreb dacă sunteți totuși pentru revenirea la metropolia mamă, dacă pot să spun așa. Lucrurile pot să se întâmple în mod firesc, normal și în cadrul legal. Asta Dar e tot. sunteți pentru? Eu sunt pentru unitatea creștinilor și pentru pace. Ok. Și ultima întrebare, ce putem face fiecare dintre noi pentru a avea o lume mai bună? În primul rând, să fim noi mai buni și să iradiem această bunătate. Deci, atunci când omul îți răspunde cu rău, zâmbește, fă bine, vorbește drăguț cu omul. Fii încrezător că acest om, chiar dacă ți-o răspuns rău, poate are o problemă. Și din puținul pe care îl avem, să găsim soluții financiare, să donăm, să ajutăm, indiferent asta ar fi o biserică sau o comunitate religioasă sau o comunitate care promovează niște cauze sau asta ar fi un partid mai nou. Noi pretinem că suntem foarte generoși, dar din experiența mea de activitate și de preoteasă și de lider politic, oamenii noștri nu sunt obișnuiți să doneze, oamenii noștri în mare parte sunt obișnuiți cineva să le dea. Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru, că țara noastră e în mâinile noastre, noi stăpâni la noi acasă suntem și de noi depinde cât, mai, cât de buni o să fie cei din jurul nostru și de noi depinde viitorul țării noastre. Eu cred asta cu încredere și fac tot ce mi stă în putere. Și dacă am să am mai mult oameni în jurul meu, am să schimb lucrurile și mai bine și în mai multe cazuri. Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuție și vă doresc succes în continuare. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vă urez succes în tot ce faceți. Mersi mult.